Dragii mei, la mulți ani! Mă bucur foarte mult! Andreea, vino încoace, vorbesc cu oamenii! Vine și fii mea încoace, că nu-i vine să creadă! Pe pagina noastră de YouTube s-a întâmplat ceva neașteptat. Iubita mea, suntem 100.000, sunt 100.000 de urmăritori acestei pagini de YouTube. Da! Foarte tare! Foarte tare, mulțumesc frumos! Vă atragem atenția că în fiecare luni, vino cu asta, îmbrățișez, în fiecare luni vă vom oferi ceva special, încercăm noi, sper să și reușim, și ne bucurăm că 100.000 de oameni au ales să aleagă acest canal de YouTube, ne bucurăm că ei îl vizionează în fiecare luni, când postăm ceva de la lucruri simple, și ne mai bucurăm că pe parcursul săptămânii tot timpul reveniți la podcasturile noastre lungi. Vă promitem să vă oferim în continuare ceva frumos și astăzi avem... Hai să ne pregătim pentru invitații. Dragii mei, astăzi avem campionii Horia Tecău, Andrei Pavel și pe parcursul emisiunii se va întâmpla ceva special? Băi, simt miros de grătar. Cred că e Cornel Ilie în curtea Academiei. Cei 100.000 de oameni, cei 100.000 de prieteni, vă îmbrățișăm să dăm drumul la lucruri simple! Că nu mai avem mult. Andreea. Aia sunt eu. Cu sala de balet. Și de aici distracție plăcută. Cine e? Knock, knock, who's there? Hello from the other side. Yes, sir. Welcome to the Bahamas. Have a nice holiday. Wow. Mama, mama. Hai, dați. Nu cred. Da. Oh. Sunteți primii oameni care mi-aduc un cadou. Pe cuvântul tău? Da. Wow. Am insistat. Horia, Andrei, luați loc. Băi, sunt primii oameni care mi-aduc un cadou. Fetească albă, tămâioasă românească, fetească neagră, Cabernet Sauvignon. Vezi că mi-a spus că nu trebuie un să arăt... Un alb. Așa, da. Dar tu ce ne dai de băut? Asta e întrebarea. Deci, eu v-am pregătit ceea ce aveți voi de obicei în cadrul unui meci de tenis. Electrolit și vitamine. Electroliți. Nu, nu, iertați-mă, dar nu m-am pregătit pentru chestia asta. Adică eu m-am pregătit o sticlă de apă aplată și în cazul în care doriți, combinată cu apă minerală. Atât avem. Atât am. Ce a fost vorba? Adică... Da. Iertați-mă, unde credeți să veniți la restaurant sau în ce... Iertați-mă, dar Andrei, stai supărat pe mine, văd. Văd că te-ai supărat, n-am. El e Marius. El e Marius care din când în când, ca să ne înțelegem clar, acesta nu este un podcast obișnuit. Știu că aveți foarte multă experiență. Deci voi doi aveți cea mai mare experiență din toți invitații mei. La ce capitol? La faptul că ați petrecut multe conferințe de presă în multe locuri de pe lumea asta, vorbind în diverse limbi străine. Ei bine, aici... vom face ceva în plus față de toate conferințele voastre. Din când în când, când vreți să opriți întrebările mele care sunt aici, am pregătit un șuvoi de întrebări, o să spuneți stop, vreau să cânt ceva. Și Marius este cu ochiul la voi. Acum, de exemplu, cu emoțiile voastre de început, pentru că eu le-am pe ale mele, ce ați vrea să... Prima dată melodia v-ați dat seama este din Rocky. Balboa. Adrian! Adrian! I love you! Deci, dragii mei, iată... Nu se putea mai bine. Vreau să mă gândesc. Următoarea era, vreau să merg la mare. Deci, ca să înțelegă toată lumea, Adriana este iubita lui Andrei, soția. Care se află... Iubita soție a lui Andrei, care se află exact acolo pe canapea. Bineînțeles
ca în Rocky Balboa, cum credeți că o cheamă pe iubita soția lui Andrei? Ați ghicit. Adriana. Adriana, bine ai venit. Cine este tânărul de lângă tine? Cumva Vic. Vic Star. Hello, Vic. Deci, bine ați venit, suntem în familie astăzi. Astăzi va fi un podcast despre familie, despre iubire, dar și despre fotbal. Pardon, tenis. Tenis, perfect. Am mari emoții pentru că sunt multe lucruri pe care vreau să discutăm. Pentru început, iertați-mi gluma asta cu apa. Apă plată există aici, dar pentru început, ce-i scot de ăștia? Sunt curios, ce bei tu acolo? Că noi ne da apă plată, apă minerală și tu... Cafea. Că pentru început... Când îmi invit doi prieteni pe care i-am întâlnit până acum doar pe terenul de tenis, eu beau ceva care să ne înfrățească până la adânci bătrânețe. Pâine, sare și, bineînțeles, pălincă. Tradițional. Iubire, pălinca mea unde e? Aia e pălinca. Ăsta e sake, iubire! iubire! Dragii mei! Îmi pare rău, dar până una alta vă doresc, vă doresc un bun venit prietenesc. Stai să nu... Nu, poți să treci peste el. Un bun venit prietenesc. La mulți ani. Mulțumim de invitație. La mulți ani. Uite-te-n ochi. La mulți ani. Uite-te-n ochi. Uitați-vă în ochi. Cum spune neamțul, prost. Prost, da. Ah! Asta-i, m-ați întrebat de mâncare? S-a întâmplat. Deci noi am găurit-o. Și eu. Ce se întâmplă acum este, vă rog să serviți. Deci, Andreea, fata mea cea mai răscunoscută-o. Andreea, am fost la Brașov la tine acasă. Da, ce drăguț. Bravo! Ok. Da. Bravo! Și da, ați făcut o treabă foarte bună. Ne-am întâlnit acolo cu... Zidaru. Am mâncat merele din grădină. De ce am luat cu noi. Da. Andreea, intrat... Te rog, nu mai mânca. E pe porții. Nu, eu mă ascultam. Ah, okay. Băi, Horia mănâncă în continuu. Nu-l recunosc. Până acum toată lumea... Fasting. Deci, bun. Perfect. Iată că întâmplările vieții noastre se intersectează. Dragii mei, iar acum vă fac prezentările. Fii atent ce m-am pregătit pentru astăzi. Deci, cred că am văzut atâtea meciuri de tenis pentru această întâlnire cu oamenii ăștia. E foarte greu pentru mine pentru că eu acum trebuie să mă relochez din prietena lor într-un fel de gagica. Reporter, intervievator și așa mai departe. E foarte delicată situația pentru că eu știu multe despre ei, dar acum vreau să știe și cei care sunt în fața telefoanelor, la radio, la Magic FM, unde se va difuza de la aceeași oră, de la ora 8, acest podcast, această masă festivă. Perfect. Dragii mei, și aplauze când termin prezentare, zic Andrei, Pavel, Horia Tecău, pac, aplauze toți, da? Mersi. N-avem buton de aplauze, din păcate. Oh, yes! Ok. Din elita tenisului mondial, astăzi au venit la lucruri simple doi campioni. Are trei titluri de ATP la simplu. Este cel care a participat la tur de Cupa Davis la 5 olimpiade. Omul cu un rever formidabil, fostul numărul 13 mondial, Andrei Pavel! Mamă, câtă transpirație! Am mers repede acolo, am crezut că mai spui ceva, dar am mers pac, țac, țac, țac. Asta este șapou, așa se numește, când deschizi introducerea. Da. Doamne și domnilor, de trei ori, campion de Grand Slam la dublu și la dublu mixt. Locul 2 mondial la dublu. Vice-campionul olimpic, Horia Tecău! Bravo! Și locul 1 cu echipa în lume. Asta trebuia să spună. Locul 1 cu echipa. Asta trebuie să nu uităm. Mulțumesc. De-aia e aici cu mine mereu. Deci de-aia sunteți voi doi împreună. E bine, cam acesta a fost podcastul. Vă mulțumim foarte frumos. La revedere. La revedere. Dar putem să mai luăm o... Bun. Dragii mei, este de parte cea mai plăcută întâlnire pe care am avut vreodată. Ne-am întâlnit de câteva ori pe teren, dar acum ne întâlnim în fața microfoanelor. Aș vrea să le dau la o parte să chefuim, să mâncăm. Lucrurile astea poate mai încolo, dacă sunteți cuminți. Dar până una alta vreau să vă felicit de la bun început și să vă mulțumesc că sunteți aici și să vă felicit din suflet pentru tot ce ați realizat pentru voi,
pentru prietenii voștri, pentru familia voastră, dar și pentru țara asta. Asta am vrut să vă spun de la bun început. Nu vreau să fiu patetic, dar e imposibil să nu mă gândesc ca dacă, de exemplu, eram undeva în America și mi-a zis cineva, sunteți din România, da, îl știi pe Andrei Pavel? Zic, de unde știi tu pe Andrei Pavel? Păi știu, aia meu, Andrei Pavel, înțelegi? Problema de fiecare dată când de atunci undeva ești cunoscut, nu ești tu cunoscut, dar există reprezentanți care au făcut țara să fie mândră. Respectiv pe mine personal. Andrei. Horia. Dragoste. Ai început la 8 ani de zile tenisul. Da, 7 ani jumate, 8 ani, ceva de genul. Da. Zi-mi un lucru. Te-ai dus tu la tenis, că ai vrut tenis sau te-ai dus la tenis? Cum a fost istoria asta? Am mers singur la tenis. Am avut șansa, bafta, norocul, să trec în clasa a doua, să ne mutăm, să mut școala. Și această nouă școală, în clasa a doua, era zid în zid cu școala sportivă numărul 2, Constanța. Pe vremea aia se obișnuia ca antrenorii să meargă toamna, să culeagă noi copiii care vor să facă tenis. Așa se întâmpla acum, înainte de 89. Deci, înainte de 89, mult înainte de 89. Deci eram în anii 81. 80-81. 81. Da, ceva... Deci clasa a doua. Clasa a doua eram. Uite paharul. Și a trecut antrenorul Pop Viorel, îl cheamă, prin clasă, ne-a lăsat, a întrebat cine vrea să joace tenis. Eu nu făceam niciun sport, numai fotbal de Maidan, îmi plăcea foarte mult, ăla era sportul numărul 1. Dar văzuse vreun meci de tenis la televizor? Da, dar nu conștient. Nu conștient. Era Ilie, normal. Năstase, da. Atunci încă era în top, deci el a fost numărul 1. În 72-73. Exact, dar încă juca... Erau meciuri de Cupa Davis, uh-huh. Ilie era pe buzele tuturor în România, Ilie, Nadia, uh-huh. Și bine, și Hagi. Ulterior. Dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung să joc tenis. Deci a fost ceva spontan, soartă, șansă, baftă, noroc, spune-i cum vrei tu. Am ridicat mâna, am primit un bilețel să mă prezint la ora X. M-am dus înapoi acasă, le-am spus părinților mei, uite, am primit un bilețel, să sunt invitat să fac probă, să încep un sport nou. Era primul care pe care începea atunci. Da, organizat. Și ai mei mi-au spus, dacă notele sunt bune la școală, poți să mergi. Și m-am dus singur, deci singur am început, m-am dus la selecția asta care se făcea, nici de cum nu-ți dădeau rachete de tenis, nici de cum la început. Te puneau să faci școala alergării, deplasări laterale, să vezi dacă ești un pic disciplinat. Erau foarte mulți copii. La CS2 Constanța afară, tu știi foarte bine, 6 terenuri de zgură și mai era încă 2 terenuri de ciment cu un zid unde puteai să bați la zid între ele, dar nu erau de bună calitate, dar terenurile de tenis erau de bună calitate, antrenorii aveau grijă de ele foarte, foarte bine. Și era totul foarte organizat când am ajuns acolo, adică era militarie. Militarie, deci, practic, simplu. Tu te-ai dus neștiind ce te așteaptă, exact. Doar pentru că ți-ar fi plăcut ceva, o provocare nouă numită tenisul. Să spunem, da, exact. A fost o șansă. Am fost singur, n-a fost nici tata, nici mama cu mine la selecțiile astea. Am fost singur. Iar primele probe n-au vizat deloc racheta de tenis. După câte mai țin eu minte, nu. Au fost numai alergări, să dea o minge, să te joci cu mingea, să alergi cu mingea, absolut niște probe de pregătire fizică. De mobilitate, da, exact. După care, ți s-a spus foarte direct, pe vremea aia, ți-a spus foarte direct, ei, tu poți să vii și data viitoare, celălalt încearcă alt sport. Știi? Adică chestia asta, țin minte, mi-a rămas. Știi? A fost destul de... Iar mie mi-a plăcut, scuză-mă, mie mi-a plăcut foarte mult că când antrenorul spunea, oh, bravo, tu faci bine, știi? Adică mi s-a părut să fiu lăudat, mi-a plăcut foarte mult, știi? Mi-a plăcut foarte mult, da. E... Și asta nu s-a oprit niciodată. Nu, dar de atunci tu îți dai seama că Andreea s-a dus într-un loc unde nu știa pe nimeni, asta mi se pare senzațional. Da. Și cred că asta, cred că te...
este un lucru esențial al caracterului lui. Alți copii, de exemplu, nu mă duc, mi-e frică de necunoscut. Tu te-ai dus în necunoscut și după câteva probe care, asta mi se pare senzațional, care n-au vizat deloc racheta de tenis, nici măcar ai dat vreodată cu racheta? Nu, cred că de la a doua, nu mai știu exact, deci aș putea să spun, dar țin minte că a durat câteva, am venit de câteva ore acolo și chiar nu ne-a dat racheta, cred că la a treia oară ne-a dat o rachetă, țin minte, era albastră, era, se numea Pluto, se făcea la Reghin și era cu racordaj natural. Adică ceva de genul ăsta? Cu asta ai început tenis. Nu, asta e a doua. Cu asta a fost a doua. Prima a fost Pluto, era albastră. Dar de unde o ai? Deci această rachetă, mult mai grea decât, cred că are 400-500 de grame? Cam 400. 400? Nu știu. Deci, tu vrei să spui că pe racheta asta, Ilie Năstase a cucerit sau avea dimensiunile astea, spuneți-mi. Deci rachetele de lemn, da, eu am jucat până pe la vreo 11 ani cu rachetă de lemn. Asta a fost, nu aceasta, dar firma asta, Reghin, făcută în România, cu racordaj de maț, asta nu cred că e de maț. Cealaltă cu care am început era mai scurtă, era pentru copii, aha, albastră, se numea Pluto. O am avut și eu. Făcută tot de Reghin, la Reghin. Da. Exact, mamă, am chef de joc acum. Între voi există o diferență de 11 ani. Nu Horia, se vede, nu? Nu, chiar nu se vede deloc. La mine se vede numai cam 70. Pare mult mai mare. Da. Horia, la tine a fost... Tu n-ai nicio legătură cu rachetele astea sau tu ai prins generația nouă de rachete? Deci, acum când l-ascultam pe Andrei povestind, am avut aceeași poveste cu 10 ani mai târziu. Numai că nu s-a făcut o selecție. Tot la Constanța, pe aceleași terenuri. Extraordinar. Voi nu vă cunoșteați deloc atunci, câtuși de puțin. Nu. Tu nu mai erai în școala sportivă în 91-92. Nu, când 91-92, dar eu deja plecasem în Germania. Nu, eu am fost dus de tatăl meu. Aha. Căruia îi plăcea sportul, îi plăcea tenisul pentru că a urmărit. Jucător de basket. El a făcut basket, cunoștea sportul, înțelegea ce beneficii poți să primești din structura asta a sportului. Dar ne-a dus să vedem cum ne descurcăm. Aveam mult adrenalină, eram foarte activ, eu cu fratele meu ne-a dus la înot prima dată, după aia și la tenis. Și 91 am ajuns pe aceleași terenuri, aceleași 6 terenuri, la alt antrenor. Dar aceleași terenuri ca și Andrei. Când am ajuns la școala sportivă numărul 2 din Constanța, legenda că Andrei a fost acolo deja era prezentă. Și toți copiii care veneau intrau în această poveste. Ok, veniți aici, vă antrenați pe terenul 5 acolo. S-a antrenat Andrei Pavel, care acum a fost campion național așa, și acum își desfășoară activitatea în Germania și merge pro. Și legenda asta era povestită mereu, cumva pentru cei mici, ca să vadă... Un imbold, zici tu. Da, să vadă și să creadă că și ei există pot... Există o treaptă superioară prezenței lor acolo. Da, și că pot de aici, de pe terenurile astea. Adică nu visăm la alte, nu știu, alte spații, alte nu trebuie să... de tenis sau alți antrenori. Nu, de aici, de pe terenurile astea și tot așa. Bine, acum vorbim de momentul în care am ajuns pe acele terenuri. Dar eu am stat de la 6 ani jumate până la 14 ani pe acele terenuri în care eu îmi desfășuram activitatea de copil cu turnee naționale, cu antrenamente, cu tot ce însemna activitatea asta sportivă, timp în care Andrei deja urca pe treptele circuitului profesionist și legenda și povestea continua. Uite, Andrei care e acolo. Acum, tot de pe terenurile astea a început. Ca să-ți completez povestea, vara asta m-am dus cu Andrei în Mamaia la terenul de tenis. N-am mai fost de mult în Constanța,
în, la terenurile respective. Și ziceam, lasă că lumea mă recunoaște și o să mă vădă. Ilie Andrei Pavel și nu zice. Nu, s-a dus în față și de fiecare dată, oriunde se întorcea, exista un om care îngrijea terenul. Sau exista un om care juca, se oprea, zice, vă salut domnul Pavel. Zic, băi, cât îl cunosc. Și acum este salutat acolo. Mi se pare extraordinar pentru că legenda dăinuie în continuare. Eram cu Horia Brenciu lângă mine. La, acum e normal. Când mergeam singur, nu m-a salutat nimeni. E, nu te saluta nimeni. Ideea este că mi s-a părut formidabil că el, după ce a trecut, și exact așa mai zis tu, Germania, și după aceea a fost în America, el era în continuare salutat. Și mi s-a părut formidabil faptul că e recunoscut. Spun ceva, și în momentul ăsta, pe aceleași terenuri, sunt doi dintre antrenorii care erau prezenți și atunci, desfășoară aceeași activitate și legendele continuă, la care s-au adăugat. Pavel, Tecău, Halep și așa mai departe, da. Și continuă. Și copiii încep cu visul ăsta. Trebuie să le spui numele la antrenor, că eu, da, Pop Viorel, doar am început. Da. Cel care m-a format după aia a fost Radu Popescu și pe el... Radu Popescu, Ioan Macoveciuc. Ioan Macoveciuc. Un antrenor care și acum își desfășoară aceeași activitate ca atunci, cu aceeași pasiune. Formidabil. Aceeași... Și era, trebuie să mai adaug, ce ne-a crescut nou sau cum am crescut noi, a fost un pic și competiția asta... sănătoasă, formată, de a juca meciuri pe echipe cu cluburi. Noi eram foarte mândri să jucăm pentru CS2 Constanța. Mm. Ne băteam cu toată țara. Erau, mai ales cu Bucureștiul. Deci da. Cu Bucureștiul, nu știu, ai prins și tu 100%. Deci când mergeam cu echipa să jucăm naționale pe echipe, deci se jucau, pe vremea aia, cred că erau 2 de 18 ani, 2 de 16 ani, 2 de 14 ani sau până în 18, deci era 8-10, 10-12, 12-14, 15-16, 17-18, știi? Așa erau vârstele. Adică structura de competiție era foarte serioasă. La foarte campion. Serioasă, incredibil de serioasă. Mm-hmm. Și era, deci clubul plătea drumurile să mergem la concursurile astea naționale, dar naționalele pe echipe... Erau, adică noi vroiam să ne batem și numai, deja eram atât de buni acolo, era un centru atât de bine format de antrenorii respectivi și pasiunea atât de mare, încât noi ne băteam cu Bucureștiul. Adică asta era București, ideea. București, numai că tu la 16 ani plecai în Germania, iar la 18 ani erai cel care câștiga Roland Garrosul la juniori. Ăsta este un moment, cred că, definitoriu pentru viața ta și pentru cariera care urma să se dezvolte. Da, dar foarte multe persoane nu știu că eu, după perioada aia care s-aude foarte frumos, am plecat în Germania, am câștigat Roland Garrosul la 18 ani, dar a fost o perioadă, una dintre cele mai grele perioade din viața mea. Am mutat în Germania, stat în Germania, la 17 ani am avut prima operație la gleznă, fără tata, mama, care, sau părinții, sau prietenii mei, eram singur. Mi-era foarte greu. După ce am câștigat Roland Garrosul, chiar am vrut să mă las de tenis. Nu vorbesc serios acum. Nu, vorbesc foarte serios. Horia a fost în America și sigur a simțit și el aceleași lucruri. Obișnuiesc cu familia mea, am niște părinți superbi, foarte călduroși, ai întâlnit și tu. Da. Și fratele meu, da. Ai văzut, toți suntem... Ne place să fiți împreună. Să fim împreună sau în când familia. Suntem împreună să... E căldura, în sfârșit. Mi-a fost foarte, foarte greu. Deci la 18 ani eu chiar am vrut să mă las de tenis, apoi a venit încă un ghinion la 19 ani. Am avut cea mai grea operație sportivă, să spun așa, operație la cot, unde mi s-a spus că nu o să mai joc tenis de performanță niciodată. Fost la niște ani foarte grei. Așa cum urmă, la cotul stâng sau drept? Drept. Eu joc doar cu o mână. Nu ca alții cu două mâini. Deci tu practic... Parcă trișează. Da. Mai dați-ne o pălincă, vă rugăm frumos, că nu... Eu îți propun... Vă propun să începem cu ceva roșu, pentru că roșul este cel care îți aduce aminte că tenisul se face, iată, cu sânge.
Iartă-mă, n-am avut altă introducere pentru vinul roșu. Și tu la fel? Nu, nu, stai puțin. Ești în America. În la Roland Garros, în Germania. În America, în Germania, America, Franța, Roland Garros e în Franța. Iartă-mă, ești în toată lumea. Ești cu la 18 ani cu acele operații. Nu, la 19 am avut. La 19, a doua operație la coach, da, era, da. Doctorii au spus, au dat de verdictul ăsta și zici, băi, nu mai vreau. Ce te-a întors din drum? Ce te-a determinat totuși să continui? După ce am făcut operația, am avut timp, am zis, ok, acum asta e, am avut șansa enormă să mă opereze un doctor foarte bun în Germania. N-am mai avut sponsori, sponsorii am pierdut pentru că da, s-a întâmplat operația asta, nu eram, așteptările au foarte mari de la mine, pe vremea aia Becker juca, Boris Becker câștigase Wimbledonul la 17 ani, domnul Țiriac era manager, dar erau niște standarduri foarte, foarte ridicate, deci dacă nu reușești până la 20 de ani să fii între primii de jucători, era o presiune pe care eram singur și mi-a fost foarte greu să o duc. Plus ghinioanele acestea cu operația, gândul meu era în momentul în care o să-mi fie mai bine cu cotul, poate pot să dau niște ore să câștig niște bani și să mă întorc în România să... Deci să... ai luat gândul de la tenis definitiv, după câte îmi spui. Tenisul de performanță, da. Da, pentru că aveam daună în cont după toate cheltuielile astea, fără, nu mai aveam sponsor, aveam vreo minus 20.000 de mărci în bancă. E o chestie pe care lumea o observă și o gândește, fără a avea toate datele. Aceste chestiuni legate de sponsorizări, legate de drumul unui tânăr tenismen care crește și brusc are nevoie de bani pentru, și completați-mă vă rog, pentru antrenori, pentru teren, pentru echipament, pentru deplasări, pentru cazări, pentru echipa care urmează să se formeze, care e formată din, dincolo de antrenorul respectiv, este și un terapeut. Ai preparator fizic, preparator. Ai fizioterapeut. Deci toate astea sunt cheltuieli care nu sunt 100 de euro pe săptămână, ci de fiecare dată la capătul unei, fii atent aici, Horia, la capătul unei luni de antrenamente susținute ale unui profesionist. Suntem acum la 19 ani. Atunci, la 19 ani, vă întreb pe amândoi, care era nota de plată pentru toată echipa asta și pentru toată pregătirea la capătul unei luni? Vă mai aduceți aminte? Eu știu. La el poate a fost diferit. Eu știu, vreau să spun. Deci, eu când aveam sponsor, asta era, antrenorul era plătit, cred că pe vremea erau mărci. Deci, aha, adică, 12 mar, da. Să spunem. Deci pe vremea mea, antrenorul, după câte știu eu, primea în jur de între 8 și 10 mii de mărci pe lună. Pe lună? Pe lună. Pe lună? Pe lună. Pe lună? Da. Pe lună? Bă, un antrenor, da, un antrenor din Germania, era neamț, adică erau prețurile lor, care plătea sponsorul, eu nu aveam de unde să plătesc, nici părinții mei. Și apoi erau costuri, depinde, tu spui de săptămână de antrenament, aia e cea mai ieftină săptămână, că stai într-un loc, dar... acasă, în bază. Exact, dar eu nu eram acasă, eu stăteam undeva în Germania unde se închiria, era mâncarea care mi-o plătea sponsorul atunci, și eu zic că era undeva în jur de, hai să spunem, între 8 și 15 mii de euro de mărci pe vremea în fiecare lună. În fiecare lună. Rimează, da, cu prepararea pe care ai avut-o tu, Horia, aceleași sumă, în jur de 15 mii de mărci, 15 mii de dolari, să spun așa? Da, ceva asemănător. Structura în care m-am dus eu printr-o firmă de management sportiv care patrona Academia lui Nick Bollettieri din, aha, Florida. Deci era academia lor. Cumva nu aveam costuri suplimentare stând în acea academie, având acolo antrenor, preparator, fizioterapeut. Le avem pe toate la îndemână. Le avem pe toate. Dar costurile lor, pentru că ei cumva socoteau investiția în tine. Pentru că la un moment dat, pe termen lung, prin contractul făcut, aha, ei îți
veneau cu această investiție în tine pentru un progres pe termen lung. Așa. Iar tu când ajungeai să ai un anumit clasament și să începi să câștigi o anumită sumă în circuit, începeai să plătești din investiția făcută. Am înțeles. Deci ei cumva contabilizau toată investiția asta făcută. Interesant. Care putea să ajungă în funcție de servicii, pentru că și serviciile diferă. Poți să ai servicii modeste sau servicii de 3, top. 10 stele, și, da. Și aș face așa o aproximare. Aceste servicii puteau ajunge de la 60.000 la 120.000 pe an de cheltuieli ale echipei. Deci echipa asta de care vorbim, cam atât ar fi costat pe an. Și nu erau oameni care erau exclusiv pentru mine, adică numai echipa mea. Eu lucram într-o echipă cu mai mulți jucători, ca să fie mai accesibil. Trebuie să spun că tot ce am citit despre tine, Horia, e foarte, foarte interesant. Gândește-te, știu că ai scos o carte și știu că lucrul ăsta, ai făcut deja pasul către lucrul ăsta, dar despre viața ta cred că s-ar scrie foarte ușor o carte. De ce? Pentru că tu la început ai vrut să joci la simplu și 14 ani te surprindeau la San Remo alături de Florin Mergea și atunci voi ați câștigat pentru prima dată titlul la San Remo. Da. Atunci în tine se dădea lupta asta, băi, eu vreau simplu sau vreau dublu? Cum s-a făcut trecerea asta de la simplu la dublu la tine? Ca orice sportiv jucător de tenis, jucăm și simplu și dublu. Okay. Toți am făcut asta, toți cu asta creștem. Și eu mereu am avut o performanță mai bună în proba de dublu. Mereu. De la 12 ani, campionatul național, 14 ani, 16 ani, 18 ani. Mereu am avut performanțe mai bune la dublu. Fiind, îmi și plăcea mai mult și se potrivea și cu skillurile mele. Îmi plăcea să servesc, îmi plăcea să joc la fileu, îmi plăcea partea asta de a fi în echipă și de a comunica cu persoana de lângă mine. Asta îmi plăcea tot timpul. Și la simplu era tot timpul mai în urmă ca rezultate. Dar visul meu era la simplu. Eu mi-am dorit, ca toată lumea, că toți creștem cu visul ăsta să ajungem campion la simplu. Nimeni nu aude altceva când e... Mai ales pe vremea aia. Nu știu dacă acum poate s-a mai schimbat un pic. Da, poate s-a mai schimbat pentru că se văd și alte... Performanțe. Da, și o dimensiune mai largă a... Sunt vizibile și alte performanțe. Dar atunci se vorbea doar de simplu. Adică dublu era privit ca un failure aproape. Adică nu reușești la simplu, joci la dublu. Am înțeles. Și nu ești atât de bun. Da. Și nu e adevărat. În orgoliu meu și în visul meu de a mă realiza la simplu, priveam tot timpul, ok, visul este să fac o carieră în simplu și să ajung sus la simplu, dar am acest plan B, da? Care merge foarte bine și îmi place și îl țin lângă mine, că îmi dă o energie bună, mă simt bine, am performanțe, la dublu reușeam să câștig turnee, să fiu campion național, să fiu campion european la 14 ani, deja mă simțeam un pic altfel. Wimbledonul la 18. Fiind campion european la 14 ani. În finala de la San Remo i-am bătut pe Tsonga și pe Gasquet. La Tsonga dublu. Și Gasquet, da. Formidabil. Da, care după aia în continuare am jucat împotriva lor la 16 ani, la 18 ani și ei deja jucau la 18 ani deja jucau la seniori și aveau clasament bun la seniori. La simplu, dar nu la dublu? La simplu. La simplu, dar nu la dublu. La simplu mai mult. Da. Au venit și confirmarea rezultatelor din perioada junioratului în turnele de Grand Slam, două titluri la Wimbledon, două finale la Australian Open, locul 1 mondial. Și atunci cumva pentru mine deja se clarifica, ok, eu sunt bun în proba asta a dublului. În continuare vreau să reușesc la simplu, dar o am pe asta, ca un backup foarte solid, care nu mă gândeam niciodată să fie doar proba de dublu, dar îmi dădea o energie bună, pentru că aveam performanțe, începeam să câștig după aia și bani prin proba de dublu și a venit acel moment
la 23 de ani, când a trebuit să iau o decizie. Nu mai aveam un sponsor care să mă să susțină aceste cheltuieli de care am vorbit în proba de simplu, care fără ele era foarte greu. Da. Adică trebuia să mă orientez tot timpul de la o săptămână la alta să văd ce resurse. Vrei să-mi spui că practic un tenismen nu trebuie să fie doar tenismen, ci trebuie să își cucerească la rândul lui niște sponsori? Ca... Adică trebuie să fie și un fel de antreprenor al propriei lui persoane... Greșesc la faza asta? Sau trebuie să ai niște oameni care se zumele? El și echipa lui. Care o fie echipa aia? Că sunt da, dar și echipa. O ții lângă tine prin intermediul unor lucruri concrete. Prin tu trebuie să te gândești că e vorba de bani acolo. La un moment dat e vorba de bani. Cum îți finanțezi concursurile? Înțelegi? Pe vremea aia la dublu se câștiga enorm, mult mai puțin bani. Trebuia să joci și simplu, asta e și chestia. Să joci și simplu, dacă nu ajungeai la un clasament unde puteai să joci turneele astea de Grand Slam, cele 4 sau cele Master Series, care se numesc 1000 acum, și nici acolo la dublu nu erau banii, dacă pierdeai în primele tururi, de-abia îți plăteai cheltuielile. La simplu era câștigai mai mulți bani, dar tot nu ți ajungea să-ți faci o echipă foarte puternică. Ce mai puteai să faci dacă ajungeai la un clasament și la dublu și la simplu, mai puteai să joci niște meciuri pe echipe în Germania, Bundesliga și la tenis sau în Franța sau în Italia, unde puteai să joci niște meciuri pe echipe și să mai iei niște bani ca să poți să-ți plătești chitanțele. Ceea ce am făcut, nu știu cât ai făcut tu, dar eu, asta a fost salvarea mea, să spun așa, la un moment dat. O să fac o paranteză aici ca să și lumea care ne ascultă să înțeleagă vinul este foarte bun. Un lucru foarte important în acest parcurs pe care l-am avut și îl cunosc prin prietenia pe care o am cu Andrei și povestea lui. L-am văzut în jurul meu de atâtea ori. Ca noi, sunt o grămadă de jucători de tenis care au reușit fără a avea o susținere financiară din casă, să spun așa, din familie sau din... Dar au fost tot timpul recunoscuți de oameni din jurul tenisului, din jurul sportului, care au văzut un copil, o familie, un proiect care își dorește să facă. Și e ambițios, și muncitor, și dedicat, și mereu au fost oameni. Deci, eu n-aveam planul de finanțare a carierei mele pe 20 un de an, nici pe un an nu l-aveam. N-ai. Dar mereu am avut oameni care au văzut mai mult decât ai văzut. Care vedeau, wow, copilul ăsta și echipa lui, părinții lui, așa, băi, merită, hai să-i dăm un antrenor, un bilet de avion, un ceva, un loc de antrenament. A, după aia că a venit o companie de management care mi-a oferit un mai cadru complex. Mai complex, dar până acolo au fost aceste episoade de oameni care susțineau un proiect, o familie care își dorește să facă performanță, sport, dar cu atitudine și... pozitivă. Da. Erai la 14 ani în America, cu bursa respectivă la Nick Bollettieri, da? E, și atunci, pentru prima dată, ai auzit, printre întâmplările care surveneau în viața ta, despre mental coach. Acest mental coach consider că este, nu știu, ca și când ai avea o viață minunată, dar stai în casă. Nu știu, nu, poate nu fac analogia bună, cu siguranță n-am făcut-o. Dar dacă tu vrei să fii cel mai mare atlet al tuturor vremurilor și mintea ta o ia razna când te enervezi sau când nu ești, când ești aproape de a câștiga setul și nu poți să-l câștigi pentru că emoția îți dăunează concentrării. Zi-mi ce ai învățat tu atunci cu mental coach-ul ăsta. Cred că a fost un pas foarte important pentru tânărul de 14 ani, Horia Tăcău. Da, cu siguranță. Venind din... în România nu s-a făcut așa ceva. Cadrul antrenamentelor din Constanța, în care această parte a mentalului, care e foarte importantă în orice sport, mai ales în tenis, nu era foarte antrenată. Adică dezvoltam niște skill-uri mai mult de rezistență și de a face față greului, da. Decât de a crea niște stări și niște atitudini de datorită... încredere și de luciditate și de
a găsi soluțiile potrivite într-un meci și de calm și de echilibru și toate aspectele astea. Când am ajuns la Academia Boletierii și lucram cu un mental coach, primul lucru pe care mi l-a spus în antrenamentul pe care îl făceam și eu mă enervam, eram un copil destul de nervos când nu-mi ieșeau locurile, eram perfecționist. Și el m-a liniștit așa și m-a comunicat tot timpul cu mine și m-a întrebat, dar ce-ai simțit acum? Ce? Și apoi m-am enervat că am greșit. Și zice, păi tu ai, ok, ai greșit, dar ai făcut totul perfect în urma acestei execuții ca să-ți iasă o execuție perfectă? Și atunci derulam așa, păi e vorba de așezare, de încredere, de accelerare, adică tot. Ai făcut totul perfect? Nu. Păi și atunci de ce vrei un rezultat perfect? Du-te înapoi și corectează. Unde mai ai de corectat ceva? Că e de încredere, că e de execuție, că e de așezare, că e de... Du-te și corectează și mergi înainte. Și pentru prima dată te dai seama că da, trebuie și doar să... Și nu numai asta, dar m-am învățat să mă antrenez. Da, uite, asta încercăm și noi cu Horia de 2 luni de zile și nu reușim. În ce... Întrerupem aici ce podcastul. Mergem înapoi. Cam acesta a fost podcastul nostru, acesta a fost invitații noștri. Le spunem la revedere, un adio. Da. Continuă Horia. S-a terminat podcastul. Horia, nu știu care Horia. Acum... Ia și băutura și mâncarea și aruncă. Nu-mi luam mie paharul. Au fost pentru scurt timp aici, alături de noi. Și microfonul ăsta, uite, o să-l iau un pic mai înspre. Așa. Da, deci astea sunt niște lucruri pe care... Aș ajunge la, mai în urmă la prima întrebare pe care mi-o adresa și se uita și spunea ce vrei? Ce vrei prin performanța asta? Prin activitatea asta? Ce vrei? Antrenorul de atunci din America. Spunea antrenorul asta. Mental. Antrenorul mental. Ce vrei ca să lucrăm pe ce vrei? Dacă vrei să faci... Și ce e răspuns? Dacă vrei, vreau să fac performanță, vreau să ajung. Ok, păi atunci trebuie să înveți să te antrenezi singur. Dacă îi spuneam vreau să fac de plăcere, era altă orientare spre mai mult fun, spre mai corect, mult da. Joc, mai da, mult... Da. Am făcut o paranteză ca să înțeleagă anumite persoane care mai practică tenisul. Da. Nu întrebări pe ducată. Că tot începe de la ce vrei. Da. Am înțeles perfect. Un lucru pe care l-am discutat de câteva ori cu voi e faptul că și viața unui cântăreț are similitudini cu viața unui tenismen. La fel te întreb. Oamenii care au venit aici, și uite, Marius este profesor de pian și de teorie muzicală la Academie și de fiecare dată în fața noastră... Tenis? Evident, și Marius joacă tenis și de fiecare dată... Și ce vrea Marius? Marius vrea să mă bată în permanență pentru că asta e în ultimii ani, îl tot bat. Dar nu asta e problema. Ceea ce vreau să vă spun este că toată lumea zice așa, toți copiii zic așa, băi, ce vrei? Și noi la cursul nostru de stage coaching, ce vreți copii? Vreau să știu ce vreți. Și eu zic clar, foarte clar, toți copiii, atenție, copiii între 15 și 30 de ani, au zis așa, noi vrem ca peste 5 ani de zile să mergem pe scenă cu lumini pe noi, să fie lumini pe noi și în jurul nostru să fie spectatori care să ne aplaude. Ok. Și acum începem din nou, exact cum a spus-o și voi, pentru că asta mi se pare flagrant de important și de uimitor. Vrei un microfon? Ia-ți un microfon. Îți trebuie bani. Vrei să iei un pupitru de sunet? Îți trebuie bani. Vrei să ieși un sunetist? Îți trebuie bani. Vrei să iei o sală sau o închirie unde să cânți? Pentru că nu cânți acasă, pentru că ai vecini. Și după aceea vrei să crezi război între vecini? Nu. Și toți pașii ăștia înseamnă bani. Bineînțeles că îți trebuie și un mental coach. Că și acolo există nervi. Și acolo, băi, nu mi-ai pus sunetul cum trebuie. Nu m-am auzit cum trebuie. De multe ori ieși în culise, nu m-am auzit cum trebuie. Calm. S-a întâmplat. Ăsta a fost un test pentru tine. Unde ajungi? Unde vrei să ajungi? E ca și când vrei să ajungi la America, ok, îți doresc succes. Muncește și poate noroc îți va surâde. În ambele cazuri ale voastre, munca voastră a fost dublată și de noroc. Pentru că altfel, mi se pare extraordinar povestea pe care mi-ai spus-o. Dacă, de exemplu, se opreau cursurile atunci la 8 ani de zile, tu acum erai fotbalist. Sau mai știu eu ce... Mi s-a mai spus la Cupa Davis de câteva, mai bine te du-te la fotbal. au fost răutăți. Bine, după meciul pierdut. Nu, dar îmi place și fotbalul, Doamne ferește. Știi ce mi se pare interesant? Că... E incredibil, ceea ce spui e exact. Horia, vreau să întreb, dacă vreodată pe parcursul carierei tale ți s-a dat un supranume, o poreclă? Snipe.
Cum? Snipe. Da. Snipe? Da. Snipe. De care venea sniper. De la sniper. Mie îmi spui? Da. Sniper? Sniper. Pentru că acolo unde o vrei să... Pentru... când ieșeam în oraș... Da! Bravo, bă! Băi, băi, că ușor cu... întrebăm aici declarațiile astea, reluăm podcastul după miezul nopții. Așa. Deci când... Eu știam de că dădea bine cu smeciu, dar aveam știi un, cum e. Aveam un serviciu destul de bun. L-am simțit, da? Cu acuratețe. Și prietenii, colegii mi-au zis, ok, au început să spun, ok, sniper is serving. Și sniper, sniper. Și după aia mi-a rămas sniper. Snipe. Și acum te întreb eu, în numele tenisului mondial, oare de ce lui Andrei... Pavel, de ce în viața vieților mele l-am înțeles? De ce lui Andrei Pavel îi se spune, fiți, Doamne ajută, Cneazul? Să fiu al naibii dacă înțeleg chestia asta. De unde Cneazul? De la nechează? De la... Habar n-am. Deci, e ca și când ți se spune... Ți se spune... Nu știi chestia asta? Nu. Deci tu, pe internet... Nu știam. Eu știu de unde vine. De unde vine asta? Nu știu la ce meci, nu știu când. În România am jucat Cupa Davis și mi-a spus și acum Andrei Pave, Cneazul României, bla 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 bla. Și de atunci a rămas. Iartă-mă, dar eu aș vrea să schimb chestia asta. Mie îmi place Cneazul. Spune-mi tu, are... spune-mi tu ceva nu, acum. Nu știu, ești... Ori ești... Are forță, are... Da? Are putere, așa. Cneazul, adică a fost un tip de domnitor, un tip de da. Rol în conducere destul de important. Dar puteai să-i spui Voivodu sau, nu știu, Andrei... Mai că, Voivodu mai că, cu W? Numai că Andrei făcea toate muncile. Adică nu înțeleg. El mergea și câștiga meciurile... De simplu, de dublu, îi mai antrena și pe colegii lui, făcea toate treburile, de, nu numai de conduite. Horia, uite-te, tu vrei să-i spunem regele. Nu, nici de cum, nici de cum nu m-am simțit. Nici nu m-am gândit la chestia asta, nici n-am, nu știu, a venit. Dar ce spune Horia, mersi Horia, te iubesc. Eu vreau să vă spun singur lucru. Vreau să spun că, trog. Nu, scuză-mă, aici trog. La Cupa Davis a crescut pofta asta și plăcerea și dragostea de a juca Cupa Davis. Eu am jucat Cupa Davis atâția ani și chiar dacă mai eram un pic accidentat sau nu, mi-a plăcut foarte mult. Am iubit să joc Cupa Davis și am iubit meciul ăsta, să jucăm pentru România ca echipă, mai ales în sportul nostru, la dublu, el... Știe despre ce vorbesc, dar la simplu nu prea joci de multe ori în echipă. Și să joci pentru România și în echipă și în anii aia când România, anii 90-2000, când România nu avea, nu era, nu știu, nu avea un nume foarte frumos în anii aia, să spunem așa. Da, eu stăteam în Germania, ni se spunea Țigoina, nu știu, în Italia sau în alte țări. Nu eram... ca acum, știi? Și sportul ne făcea să fim mai uniți. Și sportul făcea ca și România să fie mai... Exact, Înțeleg că ai stat mereu lângă România și mă bucur că ai stat mereu lângă Cupa Davis și pentru chestia asta aș vrea să fac prima... Eu trebuie să mergem mai... Putem merge mai departe dacă facem primul test muzical. Ok. Pentru că voi mi-ați demonstrat că un adevărat tenismen... We are in trouble, brother. Te înșeli? You're wrong. Voi ați făcut repetiții înainte? Nu am făcut nicio repetiție. Eu n-am primit acel memo. Acel e-mail. Nu, uite. Uite, ăsta este ceea ce trebuie să facem. E o chestie foarte simplă. Oi. Nu, să stai text. De ce? N-am nevoie de versuri. Nu! Dă-mi versurile mie. E clar, dragii mei, în momentul de față avem o senzațională echipă de deci triplu, toată discuția nu de dinainte a nu, fost aveți pentru a ne versus, aduce aici. Da. Păi nu, îți dai seama că Horia a planificat. Horia da. B. Horia B. Este foarte important să știți. Yes.
astăzi vom cânta o melodie care reprezintă practic exact această uniune. Am emoții incredibile. Incredibile. Da, uite. Ce te rog, Ducu? Aș vrea să le dai niște voci, butonul ăla. Voci bune, de voci bune. Nu da butonul ăla de voci slabe. Ăla, butonul de voci bune, te rog frumos. Aveți trebuie să te apropii de microfon. Mai da, întreb, poți da. Să vă... Cine e Toti? La revedere am zis toți. El a zis Umberto Toti. Umberto Toti. Deci tu trebuie să stai așa. Andrei, uite-te. Ok, aproape. Un, doi, un, doi. Având în vedere pasiunea ta pentru muzică, întoarce asta către tine așa, se poate întoarce așa? Exact. Având în vedere pasiunea ta către muzică, aș vrea foarte clar să știi că trebuie să te obișnuiesc cu chestiile astea. Data viitoare o să faci un duet, pentru că și dublu și simplu există pe scena de cântec. Astfel încât începe melodia asta, cu basul, ușor. Eu și când, atunci când, când simt... When the night... Deci așa, deci așa... Andrei, tu începi. Da, am văzut. Ușor, ușor. One, two, one, two. One, two. Dr. Dre is in the house. Dragii mei, doi campioni ai muzicii și ai tenisului, chiar acum la lucruri simple, începe Andrei. Bineînțeles, a ajutat în background de mine. When the night, da? Atenție! When the night has come and the land is dark, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Foarte bine! Și Horia, continuă! I won't, no, I won't be afraid. Așa. No, I won't, oh, yeah, be afraid. Oh, yeah. Just as long as you stand, yeah, stand by me. Și toată lumea. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, baby. Stand by me. Yeah. Stand by me. Attention. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. Horia. I won't cry. You won't cry. I won't cry. You won't no, cry. I won't shed a tear. A tear. Just as long as you stand. She and darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, baby. Stand by me. Stand by me. Whatever getting trouble, just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, baby. Stand by me. Andrei. Stand by me. Bravo. Iubita mea, avem de-a face cu două voci senzaționale. Wow. Da. Se transpiră la fel de mult ca muzică? Ca în tenis, în muzică? Așa ni se spune, că ne iese din prima. Iubire, merită sezonul 2? Dragii mei, eu cred că Stand By Me a fost o realizare. Uh-huh. Dar cred și în momentul de față că... Eu nu le arunc, te rog, eu le țin pe astea. Perfect. Atenție, vine acum Andreea. Stand by me right now, Andreea. Cu produse ieri noapte, românești, numai asta am făcut. Nu deci, pot să cred ce v-am pregătit. Sushi-ul ăsta arată foarte topit. Stand by me. Dragii mei, după cum știți, eu mă informez despre prietenii mei. Iar lui Horia și lui Andrei îi plac foarte mult sushi. Tu știi unde plec eu mâine, nu? Unde pleci mâine? În Japonia. Sushi. Mâine Andrei pleacă în Japonia alături de Ionel? Nicolas David Ionel și Filip Gianu. Și Filip Gianu. Da.
doi tineri de 19, respectiv 20 de ani. 20, nu, 20 de ani. Au făcut. Au făcut 20 de ani. Da, s-a deci, terminat cu teenager. Tu vei duce acolo ca și antrenor. Corect. Da. Dragul meu, Horia, iartă-mă, dar eu cred că ai fost în Japonia. Da. De câte ori? Cine mai? Nu cred așa ceva. Da. De multe ori? De multe ori, da. Eu la Tokyo am câștigat primul meu ATP. Bravo! De aplauze. Eu. Da. Primul turneu ATP, acum câți da. Ani? În 98. În 98. Primul concurs mare, da, era... Da. Și atunci? Băi, să spun sincer, deci, nu știu dacă mă credeți, sper să mă credeți. Te credem. În 98, prețurile erau enorme în Tokyo. Am fost singur acolo, fără antrenor, fără nimica. Aveam o cameră de 2 metri pătrați, într-un hotel bun, dar, deci, jur, 2 metri pătrați, avea cam, nu, să spunem, era patul și atâta tot, televizorul, erau 3 canale numai pe japoneză și am mâncat de la singurul restaurant care puteam, de la supermarket și de la McDonald's am mâncat. Pentru că nu aveam bani să merg la restaurant mai bun. N-aveam deci, carte eu, de eu cred că eu cred că am câștigat turneul, da. Tu o să spui ce a făcut Titu Maiorescu cu Mihai Eminescu. Nu, nu, lăsați-l acolo să stea acolo la... Nu, nu-i dați lux, pentru că el compune foarte bine, scrie foarte bine când e vorba de poezii. Așa și tu. Nu, 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 nu-i dați lux. Dați-i o cameră de 2x2 și cu siguranță va câștiga. După ce și-a luat o cameră de 2x3, gata, s-a oprit câștigurile. Exact. Deci, ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dacă nu știți, eu nu știu dacă știți sau nu, mi se pare că... De câte ori ai fost în Japonia, trebuie să-mi spui asta. Mi-e foame. Foame, mă, nu cred așa ceva. Eu n-am fost niciodată. Da. La Tokyo, bun, Osaka. Bun, am jucat cu Davis. Da. Fii atent, din punctul meu de vedere, păi Horia Tecu a fost de 6 ori în Japonia, a văzut toată Japonia. E adevărat? Nu. Asta, aici vreau să ajung. Da, am văzut hotelul aici... și... Ai ajuns la hotel? Ai ajuns... Bine că sushi nu se răcește, ok? Hai, povestește. Bye, bye de mine! Nu, nu, că aici nu, trebuie nu. Să povestim. Adică aici avem, chiar avem de povestit. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu se răcește. Lasă, acum... Spune, Horia. Mi se pare incredibil. Ai coborât cu avionul pe aeroport? Da. Te-a luat o mașină de la aeroport? Dar asta nu a început din Japonia. Asta a început de când... Am început tenis. De când au început călătoriile pentru turnee internaționale, aveam mindset-ul ăsta că noi mergem acolo cu un scop. Nu, că nu la desfătare la... Nu e turism. De asta ne era transmis de antrenori. Adică, ok, noi mergem aici să ne antrenăm, să ne odihnim, să jucăm meciuri, să fie bine, s-a terminat competiția sportivă, ne întoarcem acasă, ne pregătim pentru următorul. Sau plecăm, dacă e un circuit de turnee, plecăm la următorul și facem același lucru. Nici unde nu era vreun plan de a relaxare. Vizita și de a... De relaxare, da, dar nu în sensul ăla de a fi turiști și de a... Bun, și acum, pe voi turiști, doi. Da. Voi doi, da, care trebuie sunteți... Trebuie să spui exact, depinde de începutul carierei, mijlocul carierei, da. Și mai departe, pentru că noi nu sightseeing, adică să vedem lucruri. Horia, deci jur, deci Horia mi-a plăcut de el, era hai să spunem perfecționist și în viața de, să zic așa, nu de tenis, personal, din afara terenului. Deci eu mai țin minte ca ieri l-am sunat pe Horia și zic: Horia, nu știu cum mi-a spus el și unde, mi-a spus că el oriunde se duce și găsește un restaurant bun sau un nightclub bun sau un loc distractiv bun și îl scrie în caietel. Eu tot timpul am fost ăla care, mamă, mi-a plăcut aici, nu o să-l uit niciodată locul ăsta. A doua oară când veneam acolo, ce avem și o poveste împreună. Te duceai și acolo? Nu, uitam de pur și simplu știam că am fost într-un... Poți să confirm acest lucru? lasă-mă. Nu. Deci el avea o listă și tot timpul îi dădeam, bine, pe vremea aia nu era WhatsApp, dar îi dădeam, aveam Blackberries, parcă, sau dădeam mesaje, fact, zic... Da. Zic că știam că are lista asta, Horia, tu ai fost acolo și știa, stai o secundă și îmi trimitea numele la restaurante, era foarte ordonat Horia atunci.
Mi-ar fi plăcut să fiu și eu la fel. Să aibă măcar un procent din această abilitate. Pentru că odată eram la turneu din Madrid și înainte să înceapă turneul cu câteva zile, aveam un moment de relaxare și zice, hai să ieșim să facem o cină în seara asta. Da. Și Andrei spune perfect, vă duc eu într-un loc, că eu știu. Andrei, eu am venit în circuit, Andrei deja mai jucase de 10 ori în Madrid. Deci, ok, Andrei, mergem după tine. Iar eu am fost o singură dată în Madrid, ca să înțelegeți. Tu știi locurile. Formidabil. Luăm un taxi de la hotel, plecăm spre centru, mergem la restaurantul ăsta, îl știu eu, se mănâncă bine, tapas, spaniol. Ok, Andrei, după tine. Taxi, du-ne acolo, ia-o pe aici, dreapta, a doua, stânga... Aici lasă-ne, aici, ok, ne dăm jos din taxiul, da, toți. Așa. Și începem și o luăm pe străzi, Andrei era cu 10 metri în față. Deci eu mă panicasem un pic, deci, un pic. Deci era cu 10 metri în față, căuta aici, stânga, hai după mine, veniți. Și noi eram, ok, ne zice Andrei, acum le știe pe toate. Observ că după 5 minute ne învârtim așa în cerc, deci în cartierul ăla, și se oprește așa și zice... Nu, mă, ăla era în Barcelona. Aoleu. Da. Cum e, mai? Nu, așa a fost. Dar nu, a fost ultima dată când l-am rugat pe Andrei să-mi dea o recomandare undeva. Cu această, eu vă invit, da, pentru că s-a răcit deja sushi. Eu cred că sunteți specialiști. Deci adică timpul spune povestea asta așa cu poftă. Nu, dar e bestială. E prea de când o aud. Cum ar fi? Vreau să te duc la un restaurant în Constanța. Fii atent aici. Și ce s-a întâmplat, Andrei? Era în Cluj. Deci mi se par formidabile. Am încercat să prind toți peștii necesari. Soia. Iertați-mă. Sunteți gurmani? Sunteți oameni care mănâncă sushi? Aveți vreo... Andrei gătește foarte bine. Andrei gătește foarte bine? Îi place să gătească și gătește foarte bine. Da. Andrei, de unde pasiunea asta pentru gătit? Ți-ai dezvoltat-o tot în camera de 2x2 din turneu? Iată-mă. Nu. Cred că de la taică-mi. Ce mi-a plăcut la taică-mi e că pasiunea de a... Nu pot să spun că gătește neapărat bine. Gătește cu o poftă, e foarte gustos, dar gătește cu o plăcere enormă. Enormă, da. Și el nu mănâncă. După aia se uită la tine cum încerci și se hrănește prin... Să vadă dacă îți place sau nu. Chestia asta mi-a plăcut enorm la tatăl meu. Și cred că de acolo a început totul. Nu pot să spun exact. Nu gătesc incredibil sau ceva genul ăsta, mai ales când a venit el odată în Germania. Nu, acolo las-o, aia țină pentru... Nu, e microfonul la mine, îți iau și vinul. Nu, spun acum. Dai din casă prea mult. Deci eu cred că dar e foarte bun, foarte bun vinul. Da, este special tot de undeva din estul Madrid. Țării, din Mexico. Ce s-a întâmplat în anul 2000 la Hamburg? Cu cine ai jucat în anul 2000 la Hamburg? Să luăm toți jucătorii cu care am jucat sau nu vrei numai unul? Pentru că am jucat cu doi numărul unu atunci la Hamburg. Cu cine în concursul ăla. Roger Federer și Juan Carlos Ferrero, care acum l antrenează pe actualul numărul unu și el a fost numărul unu. Alcaraz. Alcaraz, exact. Deci am jucat cu doi foști numărul unu în concursul ăla. Și erau amândoi tineri. Eu eram ce mai s-a întâmplat acolo? Ai câștigat sau ai pierdut? Am câștigat. Anul acela am jucat prima mea semifinală de, se numesc acum 1000, pe vremea aia Master Series. Masters, da? A fost prima mea semifinală de un asemenea concurs. Mai țin minte că eram cu fosta mea soție, cu Caroline. Fica ta? Fica mea.
da? Și, și antrenorul meu de pregătire fizică pe vremea aia, Ionuț Gavrilă, îl chema. Acum ea antrenează chiar pe unii dintre jucătorii care îi antrenez eu. Ok. Da. Și vreau să spun un singur lucru. Atunci s-a întâmplat să-l bați. Ceea ce, dacă aș fi fost acolo, la mulți ani, dragul meu, felicitări. La uite, suntem imediat după meciul cu Federer, pe care l-ai câștigat. Era Federer pe ce loc atunci? Să spun sincer, nu mai știu acest exact. Este era din 2000. Da. Pe locul 40. Era pe locul 40. Da, spun eu că m-am informat. Da. Era pe locul 40 în lume. Iar în momentul de față, respectiv, în anul 2000 la Hamburg, tu erai cu același rever cu o singură mână. El la fel. El la fel. Aveți, practic, niște chestiuni similare. Ce ți-a plăcut sau ce ai văzut la el? Pentru că de fiecare dată, Horia, critică-mă dacă greșesc, de fiecare dată când te așezi pe teren, știi cu cine joci, dar după aceea începi să-l citești. Ușor, ușor, prin tot ceea ce face, prin cum se mișcă. E o tatonare fără să fi schimbat o minge, atenție. Fără să fi schimbat multe mingi. Voi cum ați făcut chestia asta? Cum ai reușit atunci să faci această victorie? Cum am reușit? Atunci, nu știu, nu-l știam. Una la mână era, auzisem de el. Încă o dată, nu știu, nu era YouTube. Acum, în ziua de azi, toți jucătorii vezi pe YouTube. Deci absolut. Poți să-ți faci o idee cum joacă, cum, mai ales dacă e specialist sau antrenor de tenis, poți să-ți ajuți jucătorul, dar pe vremea aia auzisem un tânăr foarte bun, el avea 19 ani, cred că în anul 2000, nu? 2000, da. 19 pe ani, pe acolo? 19 ani, câștigase deja niște concursuri de genul ATP Challenger, mai ales clasamentul ăsta bun. Eu aveam deja un turneu ATP în spate, eram cred că sunt mai mare decât el cu 9 ani, 8-9 ani. Nu l-am luat așa în serios, adică nu că nu l-am luat în serios, știam că o să-l bat, că da, joacă bine, dar e mai tinerel. Mi-era frică, 100%, dar nu știam exact cum să ca în ziua care de azi. Care nu ți-am cu strategia sau ce? Nu, nici de cum. Nu eram cu un antrenor de tenis acolo, eram, cum am spus, cu fosta soție, cu Caroline, care avea un an, și un antrenor de pregătire fizică, care n-avea nicio legătură cu tenisul, să spun așa, ca tactic, știi? Și atunci, mă țin minte că am intrat pe teren și cu o zi înainte plouase, terenurile erau destul de grele, moi, știi, mingile grele, nu știu, pentru cei care nu joacă tenis, asta face tenisul foarte dificil sau să câștigi un concurs, pentru că tu trebuie să câștigi 5 meciuri minimum să câștigi un concurs și joci în zile diferite. Când plouă, mingile sunt mai grele, terenul e mai greu, sare mai puțin mingea, adversari diferiți, poți să te trezești într-o zi și să nu te doară ceva, să nu te simți bine. Deci asta face tenisul foarte, foarte dificil. E, în ziua aceea cu Federer știu că plouase, terenul era foarte greu și m-a surprins. Eu, în 5 minute era deja 3-0 pentru Roger. Venea mai ales cu dreapta, cu lovitura lui de dreapta, dădea impresionant de bine. Pe mine eu m-am emoționat văzând cât de bine poate să joace și acest Federer. Nu, de fapt eu m-am panicat un pic, știi? Zic, mamă, stai un pic, e concurs foarte mare pentru mine, erau foarte mulți bani, foarte multe puncte, știi, m-am emoționat, am devenit din ce în ce mai, și atunci când te emoționezi, jocul tău nu mai e atât de bun. Am avut, în schimb, mai țin minte, șansa la 3-0 pentru el, serveam eu, tot așa, primul punct, cred că mi-a dat o dreaptă câștigătoare dintr-o poziție foarte grea și după aia am avut un pic de noroc. Am dat un net, i-am dat un as pe linie, cumva am câștigat game-ul ăla. Și l-am văzut și pe el, că asta e, dacă te uiți în povestea lui, la vârsta aia era un pic între, era, s-a enervat s-a enervat un pic, l-am simțit. Și a pierdut calmul, după aia următorul game mi-am folosit eu șansele și am făcut 3-2
Și după aia a început, îl vedeam că era din ce în ce mai nervos, că nu ies lucrurile așa cum vrea el. 19 ani, încă o dată. Și am reușit să-l bat. Atunci, am luat primul set, mi se pare că chiar a spart o rachetă, după cât mi-aduc aminte, era foarte, foarte nervos, foarte nervos după aia. Iată a fost... racheta pe care a spart-o Federer, iată, pentru prima dată am putut să o obțin, i-am dat telefon, Roger, dăm racheta. A, racheta aia pe care am spart-o cu Andrei Pavel, da, poftim. Iată, o întrebare, e greu să spargi rachete? Nu. Păi, depinde ce nervi ai. Horia, sincer, câte rachete ai spart tu? Fără nervi e greu să o spart. Dar sunt anumite stări unde te duce tenisul. În care ce drăguț ești, e super simpatic la fața asta. Sunt găsești o forță interioară. El a fost din cauza asta la muntele Athos. Cine a rezolvat această rachetă cunoaște foarte bine ce spune. De unde o ai? Asta, am înțeles de unde ai reginul ăsta, știi? Dar de unde o ai pe aia? Asta aceasta este prima rachetă pe care mi-a dat-o Ana Bogdan. Pentru că noi nu am fi la această masă dacă Ana Bogdan... Nu poți să-mi spui că ai spart-o tu. Nu, ba nu, da, nu. Dar ceea ce e foarte distractiv este următorul lucru. Ana Bogdan, m-am întâlnit cu ea într-o seară. Ne-am cunoscut într-o seară la o masă, era o chestie privată, și mi-a zis, vrei o rachetă? Nu știu dacă voi faceți cu cine vă întâlniți la masă, dar Ana așa a făcut. Probabil a văzut în mine un viitor campion. Două rachete. Da. A văzut două rachete. Și mi-a zis, nu, e una aici, stai niște, nu ține la spărpare tale. Și mi-a zis, da. Mi-a dat această rachetă, care era întreagă pe vremea respectivă, și am zis, mulțumesc frumos. Eu mi-am adus aminte de... 2-3 mici pe care l-am schimbat de mult sub tâmpa, dacă știți foarte bine. Știm, normal. Locul ăla e... Unde a crescut domnul Țiriac. Exact, la Țiriac, acolo, la celebr. Și după aceea am zis, dă-mi-o. M-am dus acasă, am pus așa frumos pe masă, mă uitam la ea. Băi, eu dacă mă întâlnesc încă o dată cu Ana, o să-mi pun întrebarea. Și? Ai făcut ceva cu racheta? Iar eu să-mi spun, da, am pus-o pe dulap acasă. Cum poți să-i spun așa ceva? Horia, de mâine, du-te pe terenul de tenis. Deci, din obligație și din bun simțul meu din Brașov, educația mea mi-a zis, nu lăsa fata să-ți dea o rachetă, iar tu să nu o folosești. M-am dus pe teren și în primii 2 ani de zile am rupt 3 rachete. Atât. Dar, s-a întâmplat un lucru interesant, apropo de forța interioară de care ziceai, i-am dat telefon, ce mai face Ana? Bine, tu? E, bine. Fără să-i spun nimic. Forehand-ul ăsta. Eu bine, forehand-ul ăsta mai puțin. Nu, dar fără să-i spun nimic. Ai rupt racheta! Nu! Ba da, așa mi-a zis. Ai rupt racheta! Da, iartă-mă. Nu da. Pot să cred. Ba da, am rupt racheta. Deci te-a ghicit? Nu, te-a văzut prima. Cumva. Nu, că eram la telefon. Numai cu tine vorbesc prin video. Cu ea nu vorbesc prin video. Nu, dar a auzit cumva. Nu pot să cred. Nu. Eu nu fac public când rup racheta. Dar ca să înțeleagă toți oamenii care se uită la noi, această rachetă costă în jur de 10 milioane de lei. A sparge o rachetă așa și a nu avea mental coach-ul de care vorbești, liniștea și calmul acela care îți trebuie exact în momente grele în viață, înseamnă a pierde, pe scurt, 10 milioane de lei. Dar hai să spun eu o altă întrebare. Zi! Uite, tu ne întrebi pe noi, știi, cu nervii ăștia, dar da. Ce faceți voi ca și entertaining, cântăreți? Da, da. Da. Când aveți nervii ăștia, când nu vă iese vocea cum vreți voi, pă, știi, adică... Păi tu crezi că de la tenis a rupt-o pe aia? Nu. Nu, dar stai un pic, noi putem să spargem racheta pe terenul central la US Open sau Wimbledon. Da, putem. Așa. O să plătim un fine. Cât, deci cât e amenda? Mare, apropo. Mare. Acum când spargi racheta, acum. Depinde ce de, pe central. 5.000? 5.000? Dacă o faci pe centralul de la Wimbledon și rupi iarba, poți să fii descalificat. Da. Vorbesc serios că poți fi descalificat? Da. Cea mai... Nu. Hai să răspunde tu prima oară. Deci eu eu nu am voie să mă enervez pe scenă. Asta este diferența între noi. Greșește-mă. Greșește cineva? Nu. Da. Nu. Pentru că tu nu ai niște secunde, niște timp acolo ca să-ți revii. Nu.
Uite, uite, bravo, exemplu, este singura diferență dintre cântăreț și tenismen. Singur. Și nu, Marius, stai un pic. Eu ce am vrei, mă, ce râzi? Deci eu am crezut... Ieși afară imediat. Da. Deci eu am crezut, nu, de exemplu, nu, stai un pic, am o idee. Zi. Poate e ceva pentru voi. Zi. Să introduceți chestia asta, știi? Că aveți backup, nu? Și atunci, păi nu, de exemplu, dacă când și cineva mai greșește... Mai vrei tu un urs ca mine prun care să fie backup la mine? Nu. Să, nu. Tu să te duci să... Toți oamenii... Hai, dăm racheta aia să o sparg încă o dată, știi? Și să cânte în continuare, nu? Deci, fii atent aici. Acum o să vă spun ceva ce nu am spus niciodată, dar o fac pentru voi doi. Și o să las și pe montaj. Și pe postare. Deci, eu mă enervez, e adevărat. Uite, acolo, de exemplu, în momentul ăla. Da, de exemplu. Păi eu de ce crezi că l-am întrebat? Doamne, I'm frowning and born and born. Și la un dat aud o chestie așa, care nu înseamnă nimic și strică tot procesul de creație și atmosfera pe scenă. Cu echipa. Eu niciodată nu o să arăt asta spectatorilor. Da, singurul lucru care mă enervez e mă întorc cu spatele. Așa, înțelegi? Nu am voie să... Eu nu am voie să mă crispez sau să mă enervez o dată ce omul a plătit un bilet și stă în față. Da, nu, da. Da, dar voi sunteți privilegiați la capitolul ăsta. Corect. Voi puteți să... Gândiți-vă, puteți câte înjurături, câte lucruri... Și am văzut multe lucruri de la Tsitsipas, de la Zverev. Kyrgios. De la Kyrgios. Deci au fost multe lucruri care au sfidat, băi, stai puțin, integritatea fizică. Nu mai vorbesc de celebra minge în gât dată de Djokovic la US Open. Dar să știi că, uite, de exemplu, ăștia ca Kyrgios, ca, eu știu, mai e unul Bublik. Știi? Bublik, da. Mai sunt niște jucători care chiar au adus un plus la noi, un pic, pentru că e un show. E și la noi, e un entertaining, e un show. E adevărat. Știi? E și adevărat. Chiar dacă nu suntem de acord cu ei, știi? Cum era când a venit Agassi, care nu vrea să joace... Cu care am jucat în 2006. Am jucat de mai multe ori. Dar care a venit în tur și a venit cu pantaloni de blugi, mai țin minte, spălați. Prespălați. Deci, și nu vroia, n-a jucat la prima și a doua oră la Wimbledon pentru că nu vroia să îmbrace numai în alb. E o chestie foarte interesantă pe care vreau să vă spun amândurora. Și asta cred că mi-a venit atunci când stăteam cu voi în meciurile noastre demonstrative. Explicați-mi exact ce înseamnă memoria unui tenismen trebuie să fie scurtă. Dacă la prima vedere, băi, ce e asta? E o chestie foarte gravă vis-a-vis de un tenismen. Dar la o aprofundare a situației, de fapt, e un lucru pe care tenismenul trebuie să-l facă. Ce înseamnă, Horia, din punctul tău de vedere asta? Pentru mine, avea memoria scurtă înseamnă că de fiecare dată când încep un punct, acum vorbim de un punct în timpul unui meci, dar e valabil și când încep un turneu sau ceva nou, o experiență nouă. Mm. Adică mă montez pentru experiența nouă pe care vreau să o trăiesc, okay, cu ceea ce vreau să creez, care vine din ceva pe care vreau să-l creez, care este nou și nu are legătură cu ce s-a întâmplat punctul trecut. Am înțeles. Sau trecut, sau meciul trecut, sau turneul trecut. Deci, practic, dai la o parte toate experiențele negative pentru a nu te afecta pe viitor apropiat? Da. Ca să pot crea din încredere, din pasiune, din o stare de prezență în care sunt conectat cu ce fac, fără să fiu influențat de gândirea asta care poate să pună stăpânire și să judece ce ai făcut cu 5 secunde mai devreme sau cu săptămâna din urmă. Practic, într-un meci, conduci și la un moment dat greșești o minge absolut banală, un smash care îl dai exact în fileu. În momentul ăla, cum faci, și vă întreb amândoi, pentru că aici numai voi trebuie să spuneți chestia asta. Nimeni de aici nu-i mai abilitat decât voi să facă chestia asta. Cum faci să uiți acel moment absolut debusolant ca să nu te afecteze pentru viitor și să-ți învingi și să câștigi partida? Păi depinde foarte mult când se întâmplă lucrul ăsta. Asta e una la mână. Ai 1-0 la seturi. Ai 5-1. 5-1 în al doilea set. Trebuie să câștigi. Eu nu-i în Grand Slam. Este un turneu de Masters. Și la un moment dat dai cu smash-ul și după aceea te pierzi efectiv.
La scorul ăla, da, nu știu, mie mi s-a întâmplat să pierd. La 5-1 nu țin minte, sunt foarte puține meciuri pe care le-am pierdut de la 5-1. A fost de la 4-0 cu Agassi la US Open sau 4-1 sau 5, nu, cu Agassi de la 5-1. Uite, acum am să aminte. Ce s-a întâmplat de la 5-1? Vezi, am memoria scurtă. Deci, exact. Deci chiar nu mai știu. Deci, ce s-a întâmplat? Ai revenit tu de la 5-1? Nu, el. Nu, dar am revenit și eu de la 5-1. Deci se întâmplă lucrurile astea. Nu foarte des, dar l-a întrebat, să-ți răspund personal eu la întrebarea asta. Ce poți să faci? E foarte simplu, dar foarte greu. Să respiri, una la mână, asta e primul... Și ce faci, efectiv, ce faci? Să respiri, asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Să respiri, da. Să respiri, asta e primul lucru. Al doilea lucru, să încerci... Să respiri conștient. Conștient, corect. Explicăm asta? Pentru că poți să respiri... Poți să respiri... sau fizic, conștient. Mecanic. Da, doar ca exact. Să trăiești. Sau poți să... Să te eliberezi de toată presiunea acelui punct. Poți să exprim, de exemplu, cum poți să traduc eu lucrul ăsta. Îmi iau o respirație mai profundă, în care îmi strâng puterea și când respir, deja mă gândesc la ceea ce vreau să proiectez în punctul următor, ce vreau să manifest în punctul următor. Și atunci... Pentru că mă concentrez la procesul ăsta, nu mai am timp să mă gândesc la smeciul ăla și la ce m-am gândit, ezitare, teamă, frică, scor. Deci e un proces care se întâmplă de liniștire, de adunarea puterii și de a... Ok, acum vreau să exprim forță, încredere, tactica asta, acțiune. Și mă duc și joc. Și se întâmplă punctul ăla și după aia am din nou niște secunde și din nou și din nou și acest... Te încarci. E acest dans asta se întâmplă în dacă ai ști câtă lume ai salvat acum, pentru că atât de multă lume nu gândește așa și nu gândește că e o soluție pentru situația aia. Uite și Marius, pe care l-am bătut sistematic de 10 ani. Sistematic. L-am bătut... E clar, respiră Marius și gândește-te că poate vei câștiga următorul... Nu, s-a mai întâmplat și, de exemplu, când n-am respirat și... Mai țin minte și acum am jucat la Wimbledon, cu toate că m-am comportat 95% perfect tot meciul, la 5% n-am respirat și a trebuit să se închidă televizoarele în România, că jucam pe terenul 17, n-am crezut că e televizat meciul și am spus niște lucruri rute care și mama mea... care se uita la meci cu prietenele ei la cafea în România, mi-a spus... Profesoarele și educatoarele. Exact. Nu cred, stai puțin. Eu nu te-am auzit niciodată în jurând. Eu, de când te cunosc, nu te-am auzit niciodată în jurând. Cum? Nu l-am auzit niciodată în jurând. Așa ai spus, de ce ai spus chestia asta? Pentru că nu ți-a mers ție meciul sau el dădea, adversarul tău dădea foarte bine? Nu, exact ce ai spus tu. Am avut niște șanse. Nu i-a ieșit sunetul ăla. în timpul jocului. Nu, am avut șansele care le-am avut, am greșit niște mingi ușoare, așa. M-am abținut, am respirat cât am putut, dar la un moment dat n-am mai știut să respir și am știut să înjur foarte urât. Am eu soluția pentru voi. Da. Voi o să mai mergeți în continuare la meciuri, deși amândoi v-ați retras. Voi în continuare să mergeți la meciuri. O să fie din nou televizate. Fiți atenți. De fiecare dată. Și asta este racheta ta. Aceasta este racheta ta pe care mi-ai dat-o, încă n-am rupt-o, mentalul. Ai respirat. Am respirat. Deci fii atent. E foarte simplu și nu glumesc la faza asta pentru că eu mi-am dat seama. Dau prost, dau absolut oribil, 3 mici la rând, când vreau să înjur sau când vreau să fac ceva, îmi închipui o onomatopeie la mai lungă. Și de fiecare dată, eu m-am imaginat în postura unui tenismen care spune "O maracara sacaraca!" Nu înțeleg nimica. Și la un moment dat, dacă sunt la Paris, o să-mi zic că "You're fine, Mr. Brenciu." Păi stai că nu înțelegi ce am zis. Deci de unde știi ce am zis? We've been there. I-ați explicat arbitrului că nu este ceea ce... Au început să le învețe și pe astea. Exact. Incredibil așa ceva. Tu crezi că istoria, gândește că toate cuvintele, înjurătorile românesc, să spun așa, le-au învățat.
Și noi am avut discuții foarte lungi cu arbitrii, să le spunem, da, a, n-ai de unde să știi asta, că asta înseamnă... Dar ceea ce ai făcut tu, da, a schimbat unda, a schimbat energia situației și ai ieșit din ea spre ceva nou. Exact. Nu? Exact. Fără, fără să creezi o tensiune acolo și o amendă mare. Amândoi, cred că a jucat, dacă nu mă înșel, cel puțin Horia a făcut-o în finala olimpică, a jucat cu Nadal. Nu, atunci trebuie să-i spun că din inimă finala aia și mai ales turneele, anul acela, când Horia și Florin m-au luat ca antrenor, știi, a fost, wow, I gotta hug this guy. Deci a fost niște momente impresionante și înainte de Olimpiada. Olimpiada a fost cireașa după tort, de pe tort, pardon. Dar anul ăla a fost superb ca antrenor. Eu cred că acel moment prin care... Vreau să spui de Nadal, scuză-mă. Da, nu. Vreau să spun că amândoi ați parcurs acest... experiența asta cu Nadal. Spune-mi, tu, cred că ai jucat și tu cu Nadal. Eu am jucat tot la dublu, am jucat de două ori împotriva lui, am jucat, nu mai știu anul exact acum, o finală la Doha, care e un concurs foarte mare la începutul anului, de $1,000,000. Eu cu Mihail Yuzhny, un jucător din Rusia, care și el a fost aproape de primii 10 și am pierdut finala atunci împotriva lui Nadal și Albert Costa, care Albert Costa a câștigat și el Roland Garrosul, jucător foarte bun spaniol, unul dintre cei mai mari din Spania. A fost un match foarte bun, dar după aia am reușit câțiva ani mai târziu să-l bat tot într-o finală la el acasă, în ghilimele, în Barcelona, concursul... Acolo unde știe și restaurantul? Nu, bun. Da. O duce Andrei. Da, o duce Andrei. Ia să urmă, Nadal, vrei să te duc la restaurant, te duce Andrei. Băi! Așa, perfect. Exact. L-am bătut acolo în finala de tot de dublu. Deci de două ori am jucat cu el împotriva lui la, numai la dublu, nu la simplu. Horia, finala ta olimpică se difuzează din când în când pe televizor. Primul set l-ați câștigat? Nu. Primul set l-a câștigat ei. Eu eram antrenor acolo, eram în tribună. Amândoi, știu, da. erați amândoi acolo. Da. Se întâmpla asta la Rio. Da. Corect. Ok. Primul set l-au câștigat ei. Al doilea set l-ați câștigat voi. Da. Corect. La 1-1. Și cum mergeați voi, tu cu Florin merge acolo? Era un, din toată lumea, eu cel puțin credeam, gata, nu mai există, mă duc să mă pregătesc, să-mi desfac șampania. Ce s-a întâmplat în setul 3? Trebuie să spui că și în setul 3 ați avut break în față. Tu m-ai învățat, Horia, tu m-ai învățat că atunci când te duci în meci, iartă-mă, eu sunt foarte atent la tot ceea ce spui tu. De când ne-am întâlnit, îți iau fiecare cuvânt și ți-l analizez. Poate nu ți-ai dat seama, dar așa fac eu, sunt fecioară. Și de fiecare dată mi-ai zis, mă, câștigi, pierzi la un meci, tu te întâlnești după aceea în vestiar cu echipa și discutați ce ați făcut bine, ce ați făcut rău. Și acum te întreb eu, retrospectiv, ce s-a întâmplat în setul 2? Dacă acum s-ar relua această finală olimpică, ce îi face mai bine? Asta mi-am făcut-o de la fiecare meci care l-am pierdut. Da. Ce îi face acum mai bine pentru finala olimpică în care Nadal juca cu... Cu Lopez. Lopez. Da. La rece e foarte ușor să vezi lucrurile și să poți observi anumite decizii sau anumite momente în care te-ai grăbit, în care entuziasmul momentului te-a deviat de la plan. Corect. Dar eu înțeleg și înțeleg că trăiesc prin acel moment. Corect. Și atunci nu mă raportez la ce aș trăi după. Ca să-ți răspund la întrebare, mie mi s-a părut și din toată acea experiență care s-a culminat în această finală că am dăruit totul pe teren. Că am jucat și din față, și din spate, și din
am încercat chestii noi. În acea finală ne-a surprins modul în care în setul decisiv, modul în care Nadal a preluat controlul meciului și l-a poziționat pe Lopez într-o parte a terenului în care să țină partea lui mică și să lase pe el să facă restul, și s-a schimbat un pic dinamica jocului, care pe noi în momentul ăla poate ne-a făcut să forțăm un pic mai mult. Noi ca echipă. Am înțeles. Deci a schimbat, el a schimbat ceea ce se întâmpla pe teren. Și asta ne-a schimbat și pe noi un pic în plan și s-au făcut niște greșeli. Dar noi acolo în moment n-am nimic de reproșat. Când a început Olimpiada, ai fi crezut că o să ajunge finală cu Florin? Asta e bună întrebare. Eu am ceva de adăugat la amândouă întrebările. Vreau să îți povestesc ceva, să povestesc. Eu am mai spus asta. Deci Olimpiada a fost în 2016, august. În 2015 a fost anul în care am terminat pe locul 1 la dublu, și în decembrie la Federația Română de Tenis m-am întâlnit cu Florin ca să facem niște antrenamente împreună. Deci era decembrie 2015 și începeam acest plan. Pentru 2016. Deci noi vrem să luăm medalie olimpică în august 2016. Vrem această echipă în jurul nostru și nu vrem doar să participăm, vrem să câștigăm medalia. Și ca să credem în noi, să începem să construim acest vis, ca și cum putem să-l realizăm și să credem atât de mult în el ca și cum l-am realizat deja, deci e deja în noi. Nu trebuie doar decât să trăim această experiență. Ne-am făcut o poză în acea sală de la Federația Română de Tenis. Eu cu Florin. Așa. Ne-am făcut poză soția lui, în care noi țineam o medalie imaginară. Și zâmbeam și ne bucuram de... Am luat medalia. Și de acolo a început visul. No, asta e chiar extraordinar. Asta nu fac. Adică toată comunicarea și tot limbajul și toată energia era noastră ca și când? Din momentul ăla a fost spre câștigarea acestei medalii. Și așa am început să ne purtăm, așa am început să vorbim, așa am început să credem. Ca să fac o paranteză la toată chestia asta, sportul ăsta al nostru de tenis, tu nu poți să te pregătești pentru Olimpiadă, cum e la atletism sau la haltere sau la înot. Când trebuie să te bați împotriva timpului, tu ai viața ta profesională și trebuie să joci concursuri cu partenerii tăi, pentru că altfel pierzi puncte, nu mai intri la concursuri, nu mai joci bine. E foarte dificil să... Ce au făcut ei e ceva care eu personal n-am mai auzit. Exact, adică a fost o chestie incredibilă. 2015 am terminat pe locul 1 cu Jean-Julien Royer. Exact. 2015. Corect. Eram echipa numărul 1 din lume. În 2016 i-am spus stop, eu acum joc anul ăsta cu Florin. Nu toate concursurile. 8 turnee. Exact, 8 turnee, pentru că avem visul ăsta să câștigăm medalie olimpică. Nu s-a mai întâmplat în România. Adică noi eram pe locul 1 la echipe. Și am spus, uite, eu am visul ăsta, vreau să câștig medalie olimpică pentru România. Pentru asta, ca să fiu pregătit în august, trebuie să joc niște săptămâni. Iar pentru Roger trebuia să te înțeleagă și să fie... Și pentru Florin mergea, că și el avea partenerul lui Bopana. Erau pe locul 1, stai puțin. Florin era pe locul 3. Da, Florin terminase deci erau, cu Bopana tot acolo în față. Incredibil de sus. Deci amândoi erau... Au o chestie incredibilă. Și Royer m-a privit și a zis, wow, apreciez că ai acest vis, du-te și joacă cu Florin, sunt aici când termin, te aștept. Și venea la meciuri, venea la meciuri să ne susțină. Ca să înțelegi, în primăvara la 2016, deci cu câteva luni înainte de Olimpiadă, se joacă finală la Madrid, la concursul lui Țiriac,
la Madrid, finala, eu eram antrenorul la amândouă echipele, și, adică la amândouă, la o echipă de fapt, dar eram la amândoi, ei jucau, da. El juca cu Roger și mergea juca cu Bopana. Și eram, deci, antrenorul la două echipe, că mergeam și la antrenamentul lor și la antrenamentul lui Mergea. Aveam pe un băiat, Dragoș, care acum e, adică, e pregătorul fizic la cum îl cheamă, Popescu? David Popescu. Popovici. Ionel David Popescu. Exact, care a câștigat, care e god în apă. Și mergeam cu el din stânga în dreapta, meciuri, antrenamente și așa David mai departe. Popovici, notător, vorbesc. Notător, da. Acum e în echipa lui, Dragoș Luscan, care era cu noi în acest parcurs olimpic. Exact. Acum e cu David. Exact, scuză-mă, te rog. Nicio problemă. Ok, și ca să vezi, la sfârșitul concursului, cine e în finală? Horia Tecău, Roger, împotriva lui Florin Mergea și Bopana. Asta a fost finala. Deci cina, era... Cina dinaintea finalei, împreună. La fel ca în fiecare seară, împreună. Toți. Da. Toți patru. Toți patru și cu echipa. Și cu echipa, și cu toată lumea. Da. Bine că mi-ai adus aminte de cina. Mi-mi cer scuze, dar sunt anumite lucruri care nu trebuie să întârzie, pentru că... N-am avut timp să mâncăm. Aici trebuie să fii... Când vorbești, când mănânci... Trebuie să fii într-un fel de du-te vino. No. Chiar îmi pare rău că nu puteți să mâncați atât de des cât v-ați trebuit, dar... Okay. Până atunci spun eu o întrebare. Te rog. Cum te-ai simțit tu, da? Emoțiile tale, da? Când am jucat împreună demonstrativul la Iași, pentru prima oară, da? Noi nu ne cunoșteam de atâta timp, da. Ne-a făcut cunoștință Cornel. Cornel Lilie de la formația Vank. Tipul ăla cu piesele. Vank. Care nu cântă funk, dar se numește Vank. Cel jucător de tenis care din când în când mai cântă. Deci eu vreau să vă spun că pentru mine, și am spus asta și lui Horia ultima dată, la ultimul meci demonstrativ, i-am spus așa, Horia, nu i-am spus prima dată, dar îi spun și acum și i-am spus și atunci. Eu am foarte mari emoții când joc împotriva, sau joc cu voi, în primul rând, pentru că coloana mea, poate atunci când joc eu singur, la simplu, stă așa. Sau când joc cu altcineva. Când joc cu voi, coloana mea se îndreaptă și în dorința mea de a face niște lucruri perfecte, greșesc. Și de fiecare dată zic, aură, cât de generoși pot fi acești oameni că pot juca cu niște amatori ca mine care greșesc. Bine, n-am dat prea multe duble, dar greșesc în permanență, dar vă spun că majoritatea greșelilor sunt efectiv de emoție. Probabil că emoția va trece după 100-a partidă. Dar aici e mai ușor pentru noi. Mm. Pentru că greșeala face parte din jocul nostru. Deci de tenis. La voi e mult mai greu. Voi dacă la muzică sau greșești o notă... Bine, ideea este că trebuie să mâncăm puțin pentru că asta... Să vină și Vita încoace, vă rog mult. Vita, să vină. Vita să vină, vă rog frumos. Uite-mă cum a spus. Doamne ferește. Băi, asta nu se poate. Deci nu se poate. Cum a pregătit-o? Păi și dacă plec. De cum am putut să vorbim de asta? Deci jur. Cum a fost, mă? Deci asta nu o să spună că e făcută. Deci nu care e făcută? Nu, că am spus de tine acum. Ce faci, mă? Se îmbrățișează oamenii, între timp s-a îmbrățișat. Băi, ești formidabil. Ce surpriză plăcută. Hai, mă, ziceți că vă era foame, că de-aia vă bucurați. Dragii mei, absolut pe nepregătite. Aduceți un pahar și lui Cornel. Un pahar de vin avem în plus. Deci ne gândim la fel, de-aia mai gândim la... Nu, asta nu e asta. Avem apă. Apă minerală și cu apă plată sau apă minerală cu apă plată, știu. Avem un pahar de vin în plus? Imediat. Mulțumesc frumos! Vă dau de mâncare acolo în spate? Nu, ei fac cură de slăbire. Ăsta este o vită. De slăbire. O chema Marcela. Oh, da? Shit. Mă ții minte, Marcela? O mă ții minte? Are o poveste cu... Scuză-mă, baby. Mulțumesc! Foarte bine. Vreau să spun că această vită este oferită de cei de la Angus. Pentru că le-am zis așa, am nevoie de o vită foarte bună, mediu spre bine făcută, pentru că îmi vin niște prieteni. Câți prieteni vin? 74. Nu,
Îmi vin 3 care fac cât 10. A, atunci tăiem 2 vite. De aici, la Vita e Bela. La Vita e Bela. La mulți ani, bine v-am găsit, copii. Bine v-am găsit. Vorbeam de olimpiadă, după aia am vorbit de meci demonstrativ și după aia de Cornel. Bun, deci așa a fost. Și ce ai spus tu? Acel jucător de tenis care vrea să facă muzică. Asta, da, asta spus. Făcea mișto de tine. Din când în când mai cântă. La el a ajuns sosul ăsta de la... Aici avem... Eu știu. Simt chestiile astea. Aș vrea să vă spun un singur lucru. Că... Nu trebuie să știi tu ce se întâmplă aici. Cine, eu? Da, da, tu și tu. Și tu. Așa? Man, da. Tu știi de când stau în curte și aștept să intru? Știu și pisica din spate, știu și casa. Deci eu o să încerc acum, nu știu unde să mă uit. Mediu spre bine făcut. Sunt camerele puse. N-ai văzut cum am prins cu zespa de aici. Da, mine. Vezi cum trebuie să mâncăm printre astea. Se vede că e bună. Asta ce e mai bine făcută. Asta, a? Și în partea aia este mai spre mediu. Ia să vedem. Așa, am reținut sau nu, dacă e invers. E bună oricum. E foarte bună. Acum, ce vrei, să cântăm cu gura plină? Nu. Foarte bun aici. Foarte bună, da. Foarte bine. Același lucruri. Da? Același lucru despre orașe, despre meteo. Am mâncat orașe, țării, și râuri. Nu mai ajungem la sex, drugs and rock and roll. Drugs and rock and roll. Nu mai ajungem niciunii, stai niște. Dar acum că ai venit tu... Iartă-mă, dar două... S-a schimbat un pic dinamica. Da, s-a schimbat dinamica, dar vreau să vă spun un singur lucru. Suntem la dublu acum. La dublu suntem, da. Aș vrea în primul rând să te mulțumesc foarte mult, oficial. Mulțumesc eu. Că și... am venit să-i văd pe ei. Da. Mult. Ca să înțelegeți de ce suntem noi împreună astăzi. Din cauza datorită, bineînțeles, lui Cornel. Care mi-a zis la un dat, noi jucând des împreună, mi-a zis la un dat, zice, auzi, tu știi pe Pavel? Bartos. Bartos. Tu știi pe mai mult Pavel. Pavel, da, e un nume... Nu-i Pavel. Nu știi pe Pavel? Da. Băi, știi cum joacă omul ăla? Zic, știu, dar de ce vrei să-mi povestești mie, amatorului din mine, despre Pavel? Și la un moment dat zice, băi, uite, s-a întâmplat, cred că am putea să jucăm un dublu. Eu cu Pavel? Noi doi cu Pavel? Cum să joc cu Pavel? Uite, cred că se bagă și Horia. Bă, tu ești nebun la cap, îi zic. Hai să jucăm, hai să facem jocul nostru de simplu, suntem niște oameni simpli, nu mă băga tu în galeria acestor jucători, acestor campioni. S-a stins. Viziune. Viziune. Spune repede, că acum are gura plină, repede, că n-are cum să răspund. Am stins puțin ideea și după aceea, la următorul meci, pentru că noi jucăm mai des... Uite cum auzi, ține de mână. Hai să ne ținem și noi așa de mână. Vezi, uite cum o ține de mână. Federer cu Nadal. Federer, Nadal. Da, plângând, hai. Plângând. Și zic, într-un moment. Așa? Și zic, băi, dar practic ce se întâmplă? Hai mă să încercăm. Și după ce m-am zis exact cum ai zis tu de foarte multe ori în carieră. Ai respirat. Am respirat și mi-a zis, băi, o provocare nouă. Hai să... O să mor, o să mă dea afară, o să mă împuște tecău, că nu pot să-i dau... Linia, da. Dar adevărul, dacă nu era Cornel, nu jucam niciodată toți patru împreună. Cornel a fost cel care ne-a adus împreună. Mm-hmm. Băi, mi se pare că... Centru. Văd că m-am scos că am venit aici. Da, tu mă că vaca asta pe care am... Deci Cornel... Mi se pare că trebuia să vin. Cornel ne-a adus pe toți aici. E formidabil, suntem deja la al doilea joc demonstrativ. Ăsta e al treilea. Asta e al treilea meci demonstrat, asta este pe bune, cu mediu spre bine făcut. Și vreau neapărat să îi mulțumesc lui Cornel și vreau să mulțumesc foarte mult vouă că v-ați asociat numele cu al nostru. Ne cerem scuze pentru toate gafele. Că v-am tras în jos. Voi puteați să ajungeți sus. Aveți și noi... Aveți o carieră și voi, editirii, dar... Așa. Așa s-a întâmplat. În 2007, Federația Română, dragul meu Andrei... Te-a desemnat racheta numărul 1. Mai ții minte chestia asta? Nu. Uite, spun eu acum. Acum 15 ani, ai fost racheta, ai desemnat racheta numărul 1 anului respectiv. N-ai știut de chestia asta? Eu credeam că 2000,
mai de multe ori și nu o dată. Exact. Nu o dată. Nu vreau să fiu acum. Mentalul tău este perfect. Exact. Mentalul tău este perfect și mă bucur foarte mult. Dar exact. Dar cine a fost 2006? Acum suntem în noiembrie și săptămâna viitoare avem sala Palatului 25 și 26. În urmă cu câteva săptămâni am deschis televizorul și pe cine îl văd la televizor în fața principesei? Pe Horia Tecău. Asta l-am întrebat și eu acum. Acum stăm frumos așa. Ia stăm așa cu așa. Ia? Și acum spune-ne... Da. Care-i treaba? Care-i treaba? Exact. Adică noi ce trebuie să facem ca să primim aceeași decor? Ce decorație a fost aia? Frumusețe. Crucea regală. Noi n-avem crucea regală. Nu avem nici cruciuțe n-avem. Deci, iartă-mă că deci ai fost senzațional. Niciodată deci știi că sunt anumite protocoale. Dar cum de ce ai început? De ce ai început cu tenisul 2007? Ai fost desemnat. Ai fost desemnat cel mai bun și după aia crucea regală. Adică eu mă simt acum așa, zic, mai bine dă-mi crucea regală, fii tu numai 2007. Zim cum te-ai simțit când ți s-a dat crucea regală și când ai făcut, deci era îmbrăcat impecabil la smoking, se vedea pe tine ca emoții, s-a ridicat așa al meu Horia, s-a dus așa, ai făcut plecăciunile aferente. Să știi că discuțiile astea sunt foarte dese în Anglia și au fost foarte dese în Anglia încă de pe vremea reginei, de când trăia regina și după sunt. De aceea noi trebuie să le familiarizăm și la noi în țară. Cum a fost toată experiența asta pentru tine? Eu vreau să știu dacă acum ești domnul, ești lordul? Sir. Dar nu cum se spune sir în românește? Sir. Nu. Sir. Nu este un echivalent. Nu echivalent. M-am simțit foarte onorat și recunoscător. Și în acea... în acea sală, în acea prezență, am simțit că... Simțeam ca și cum ceea ce am făcut prin activitatea sportivă și nu numai, și ceea ce transmit, are legătură și cu ce mi s-a transmis din tradiția asta a României. Că nu vine doar de la mine. Horia s-a trezit într-o dimineață și vrea el să fie așa și... Cam asta am primit din urmă, o tradiție, o spun așa, o eleganță, o implicare, o responsabilitate, o recunoștință pe care pur și simplu am manifestat-o în activitatea mea. Și asta am simțit fiind prezent acolo, că ok, stai puțin, simt că am primit-o, o trăiesc acum, o dau mai departe și asta va continua. Bine, și eu trebuie să spun ceva, pentru că Horia e singurul dintre noi, jucători sportivi, cel puțin, care a făcut mult mai mult pe lângă tenis. Nu pentru sport. Pentru... El e reprezentant... Nu, cum se spune? UNICEF. UNICEF. Deci ambasadorul UNICEF-ului. Da. Tot timpul a încercat să facă și face mult mai multe lucruri pe care eu nu le-am făcut niciodată și care le respect la el. Dar nu e timpul pierdut. Nu e timpul pierdut, și exact. Și acum o să citez, dragii mei, dintr-un moment interesant de la retragerea lui Horia, care zice Horia așa, așa o declarație. Multe emoții curg în acest moment. Sunt recunoscător pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit, pentru oamenii pe care am întâlnit. Sportul a fost locul meu de joacă, școala mea m-a învățat să visez și cred... și să mă perfecționez în timp. Energia terenului de tenis și a iubitorilor tenisului mi-a oferit o imensă recompensă și voi păstra acest sentiment pentru totdeauna. Acum a venit timpul să mă bucur de viață în alt mod și să transform toată această energie într-o nouă formă. Care e forma aia? Horia. Pentru că numele nostru, prenumele nostru, trebuie să dăime. Întrebarea care se află pe toate buzele, nu numai din acest podcast, ci din România, este următoarea. Care când vei deschide Academia Horia Tecău? Prinde-o pasta! Joacă-o pasta, Horia Tecău! Mic drop. Mic. Deci să...
De ce tot timpul întrebarea asta cu academia, academia, academia? Academia. Deci când aud asta cu academia, mă face să mă simt așa ca și cum aș fi un academician care predă. Ce înseamnă academie de tenis? Asta e prima întrebare. Care ce înseamnă academie de tenis? Horia. Nu, hai să vă spun. Și mie mi s-au adresat asemenea, la fel întrebările astea. Ce înseamnă că Academia de Artă Horia Brenciu? Ce înseamnă asta? Te rog. Dorința mea a fost să prind sub această titulatură oameni care vor să-și perfecționeze talentul. Noi avem un slogan aici: talentul se antrenează. Pentru chestia asta, dacă vrei să vii să-ți antrenezi talentul, o să poți să faci aici lucrul ăsta, se întâmplă la mai multe școli. Dar problema e că ne-am propus de la bun început să fim foarte transparenți și să vedem talentul unde e și să-l atragem de partea noastră. Că am reușit de cele mai multe ori, că n-am reușit câteodată. Mergem mai departe și sperăm că vom găsi aceste talente. Tenisul și muzica sunt oarecum pe drumuri diferite, dar au multe similitudini. Cum vezi tu academia ta viitoare de tenis? Pentru că până la urmă eu cred că toată experiența ta merită punctată într-o asemenea instituție care să-ți poartă numele. Bună întrebare, care e foarte prezentă, nu numai pentru tine. Exact. Acum simt că sunt într-un moment în care, după activitatea sportivă de jucător, pe care am trăit-o și în care am învățat din ea și m-am plinit foarte mult și mă simt așa plin, simt că vreau să împărtășesc din ea într-o formă. Sunt conștient că a fi jucător este o treabă și a fi antrenor, mentor, educator este cu totul altceva. Simt că am o mică experiență prin prisma jocului de dublu, unde suntem doi și mereu ne antrenăm unul pe celălalt. Și aici am, spun așa, am prins un start în dimensiunea asta nouă a antrenoratului. Dar simt că sunt într-un moment în care e un proces de acumulare, de învățare. Învăț ce înseamnă să fii antrenor, educator, să lucrezi și cu partea feminină a sportului și cu copii. Până acum cunoșteam doar partea masculină de profesioniști. Și feminină pentru tu ai numai, fost numai la, numai la nivelul ăsta puteam să mă să spun așa, să fac un coaching sau am înțeles. Dar acum vorbim și de o dimensiune feminină care ține de altă comunicare, altă înțelegere, altă răbdare, altă cu total alt ritm. În același timp vreau să învăț și cum e să lucrez cu copiii. Deci eu o spun așa, o academie în lucru care se întâmplă în această perioadă, acumulez foarte multă experiență lucrând cu oameni diferiți, primesc, împărtășesc din ce cunosc eu până acum, iar într-un viitor așa, care nu știu când va fi, n-am pus o dată, mi-ar plăcea să am un loc unde să pot să antrenez potențialul cel mai mare din fiecare om care vrea să participe la această experiență. Nu e vorba numai despre sportivi și jucători, e vorba și despre educatori, e vorba și despre părinți, e o sferă întreagă de oameni, o comunitate care participă și toți au de oferit în comunitatea asta. Și mi-ar plăcea într-o experiență viitoare să fie acest loc, această casă, această comunitate. Dar nu pot să încep acum. Simt că e nevoie de antrenament, de pregătire pentru acel loc. Ceea ce vreau să te asigur din partea noastră, celor trei, noi doi amatorii și Andrei, este că oricând vei fi, pentru că, așa am spus, dacă ne intrăm în dublu cu ei, dublu merge până la capătul vieții. Nu mai scapă de noi. Nu mai scap de noi. Nici nu vrem. Vreau să spun că vom fi alături și ne vom bucura de... Cu siguranță, tu ai foarte multe lucruri de oferit și prin prisma complexității carierei tale și cred eu că merită să o deschizi cât mai repede,
Pentru că noi doi ne-am pregătit deja peste 5 ani, noi mergem, bătrânețile noastre vor fi pe o insulă. I-ai spus, Cornel? Că mergem pe insulă? Da, noi ne retragem pe insulă. Și ne va fi destul de greu să revenim. Bătrânesc. Care? De ce asta știm, Cornel. Asta știm, Cornel. Păi și atunci... El are Mamma Mia cu Loredana. Cornel nu știa cu Loredana. Cornel a întâlnit la stajarii, acum 2 zile. Da, Cornel, el joacă cu Loredana și de fiecare dată când se întâlnește, întinerește. Ieri seară s-a întâlnit cu Loredana, au repetat pentru Mamma Mia și a întinerit din nou. Și par mai tern, dar și mai neliniștit decât înainte. Ok. Andrei, dragule. Se duce de la academie la alte lucruri. Asta e viața. Cine, e un fel de sushi cu carne de... Vita, în steakhouse. Ca antrenor te-ai ocupat de pregătirea și a Simonei Halep și a lui Marius Copil. Da. Oftatul ăsta nu-l, o să-l ștergem la montaj. Erai... La care dintre ei ai oftat? erai cu Simona când a ajuns locul 1 mondial. Da. Vezi, știu tot. Iar acum ai sub mână doi dintre cei mai sau trei dintre cei mai talentați și valoroși jucători români, Nicolas David Ionel, pe care l-am și cunoscut, Sebastian Gima și Filip Gianu. Ai antrenat și alți jucători străini? Da, am antrenat o perioadă foarte scurtă pe să zic așa, primul jucătoare care am avut experiența să o antrenez a fost Elena Iancovici, care era în primele 10 jucătoare din lume la momentul respectiv, chiar numărul 7. O experiență importantă, să spun așa, am fost aruncat în apă rece din prima. Foarte rece. Foarte Iați. Rece. Iați. Da. Așa? Da, nu, okay. o jucătoare incredibilă, a fost numărul 1 în lume. Și din păcate echipa din spate, mai mult familia, a fost o relație destul de grea care am avut-o cu ei și s-a terminat destul de repede, atât pot să vă spun la chestia asta, deci mai mult de atât nu... Ceea ce vreau să te întreb e următorul lucru. Tu ai stat, câți ani ai stat în Germania? Asta e un lucru important. Wow, sunt peste 25 de ani, da. 25 de ani ai stat în Germania? Da. Și câți ani ai stat în America? 9 ani. Mamă. Și câți ani ai stat în România? Practic primii ani de viață până în 19 ani. De ani. Poate am făcut eu calculul mai... Da, no, ai stat foarte mult, practic ai stat foarte mult afară și am înțeles că și în Arizona, acolo unde te-ai stabilit, ai avut o academie de tenis. Da, a fost... Visul american. Visul american, da. Am vrut să mă mut, de fapt, în România. Asta e adevărul. Am vrut să mă mut după ce am terminat cariera în 2009, unde am jucat dublu cu Horia. El m-a ajutat. Dacă nu era Horia, nu jucam în 2009. Asta trebuie să spunem. Da, eu l-am ajutat. Păi, dacă nu erai tu, eu nu jucam 2009. Asta e adevărul. Că după aia te-am ajutat și eu pe tine, asta e altceva. Dar povestea începe 2008, am jucat ultimul meu meci de Cupa Davis la București, împotriva Franței, la Sibiu, pardon, împotriva Franței, împotriva lui Tsonga, care venea după o finală de Australian Open. Uh-huh. Am jucat meciul acela, aveam 34 de ani, am jucat foarte bine, o atmosferă extraordinară. După acea Cupă Davis care am pierdut-o, am mers în Marseille și am jucat un concurs ATP destul de mare, unde în primul tur, la începutul primului set, am venit în față și acolo am rămas, din cauza spatelui. Au. Deci am mai rămas încă, nu știu, aproape 5 zile acolo cu doctorii, deci chiar nici nu puteam să zbor. Am ajuns în Germania, unde trăiam pe vremea aia. Am ajuns în Germania, doctorii pe care îi cunoșteam, unul dintre doctori care și acum l-a întâlnit, doctorul Irimia, l-am adus la Cupa Davis după aia, împreună cu alte persoane am decis să nu mai joc, pentru că era foarte periculos. Și în 2009 te-ai și retras?
Deci 2008, asta se întâmpla la începutul lui 2008. Mm-hmm. Deci 2008, eu n-am mai jucat nimica, tot anul, în octombrie sau chiar noiembrie, sfârșitul octombrie-noiembrie, mă sună Horia Tecău. Andrei, deci eu nu m-am mai antrenat deloc, am făcut fizioterapie, dar n-am mai pus mâna pe rachetă, deloc. Zero. Din februarie până atunci jucam golf, mi-era mult mai bine cu spatele. Eu nu știam asta. Nu știam că nu jucase, că poate nu mai sunam. Bine că l-a făcut-o public, da. Acum vorbește. Atunci era altfel. La telefon era cu totul altfel. Deci în 2009... Ia spune tu povestea. Da. Deci în 2009 se numește clasament protejat. Dacă tu... faci pauza aia atât de mare. Atât de mare. E un fel de înghețare de an sau cum? Nu de an, de clasament. Așa se spune, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că foarte multă lume mă întreabă cum funcționează. Tu dacă nu joci o perioadă de 6 luni, uh-huh. Se ia, cred că și acum e la fel, se iau primele 11 săptămâni de când ai jucat ultimul concurs, deci de când te-ai accidentat, se iau 11 sau 12 săptămâni, se face, în fiecare luni iese clasamentul, se face media clasamentului ăsta și clasamentul acesta poți să-l folosești pentru 8-9 concursuri de când te reapuci din nou. Și la mine, de asta m-a sunat Horia. Horia era clasat, el juca, era în prima sută deja. Eu, clasamentul ăsta înghețat la dublu era de, nu știu, primii 23. Aveam clasament bun la dublu. Și așa puteam să jucăm la... Că el nu găsise partener, parcă așa era, la Australian Open. Eu intrasem la sfârșitul anului 2008, intrasem în prima sută. Eram locul 90. Și intrând în prima sută, aveam ambiții ca în 2009 să, ok, hai, poate joc la Australian Open. Pentru Australian Open îmi trebuia un partener în primii 40. Nimeni nu mă cunoștea ca să încep să vorbesc cu ei. Hai, jucați cu mine, sunt locul 90 și joc bine. Nu mă băga nimeni în seamă. Ba, da, îl băga, dar erau toți, la dublu era foarte greu, că sunt echipele făcute deja, știi? Și, practic, cei doi de la dublu trebuie să fie pe niște locuri fruntașe pentru a intra. Împreună, suma, împreună, suma clasamentului, știi, ca să poți să înscrii. Acel 23, clasament protejat, era foarte bine clasat, 23. Și cu 23 cu 90 al meu, eu chiar îl ridicam pe acest 23, da, ca să intrăm la turnee. Și am început anul împreună. Eu țin minte că eu în 2008 am jucat 35 de turnee, deci enorm am jucat, ca să termin anul în primii 90 și cu turneele de dublu, de nivelul la care sunt turnee, challenger, turnee mai mici, aveam la finalul anului, eram primul an pe plus financiar. Aveam 5.000 de euro în cont. Primul an pe plus, de când am început, de la 6 ani, tenisul. Deci, gândește-te că... Doamne! Și stai puțin, tu 365 de zile în care nu te duci nici măcar în Herăstrău să te duci cu barca, habar n-am. N-ai clipă de... Asta se pune în investiție, știi? Asta intră în... Adică anul ăsta e pentru muncă. Și am luat decizia atunci. Știam că vorbisem cu Andrei și jucam împreună la Australian Open. Înainte de Australian Open mai era un turneu în China, unde am jucat cu Ivo Allegro, cu un alt jucător. Cu prieten, cel mai bun prieten al lui Federer. Da. Și mi-am luat biletul ăla de avion în decembrie să merg Chennai, Melbourne și să mă întorc acasă și m-a costat 4.500. La revedere! Ai rămas cu 500. Și mă gândeam, zic, că fi bine să câștig ceva pe acolo. Ca să continui activitatea. Senzațional! Și da, merg în Chennai, primul tur, pierd în primul match, deci banii de primul tur îmi acopereau o parte din biletul de avion, o parte, nu tot. Și un pic din hotel. Și am plecat după aia în Melbourne să jucăm Australian Open împreună. Am bătut în primul tur o echipă favorită, erau favoriții 13 sau 14, am mai câștigat un match, deci eram în primii 16 și am luat primul check, așa mai consistent, de vreo 16.000. Asta nu uit, că
Deci 16.000 pentru turul 3. Am pierdut atunci la o echipă din Polonia. Și ăla a fost primul moment din cariera mea în care am zis ok, acum avem buget. Avem să buget mergem să, cu barca pe Herăstrău. Acum am buget ca să, să merg în continuare, pentru că aveam 23 de ani, nu mai eram o tânără speranță în care se înghesuiau sponsorii și investitorii ca să... Asta ce spuneam eu, cum am avut când aveam 14 ani. Am avut un contract, o firmă de management sportiv, a venit și mi-a oferit. Acum, la 23 de ani, eram pe cont propriu. Deci, din ce câștigam, mă susțineam mai departe. Și ăla a fost momentul în care mi-a dat o gură de aer gură de oxigen, consistentă da. Ca să mai departe. La mine, gura de oxigen era altfel, știi? La el era... La mine, eu nu mă antrenasem deloc. Deci, eu, dacă nu mă suna Horia, eu... Horia, ti. Ok. Dacă nu, înghețeai tot anul. Nu cred că jucam, pentru că era primul an, deci eu n-am mai jucat din cauza spatelui, din cauza accidentelor, nu că nu mai vreau să joc. Iubeam. Dacă nu era el, mi-ar fi fost frică. El m-a sunat și am zis hai să încerc. Înainte să răspund lui, nu știu dacă tu știi chestia asta, eu am fost prima oară și am făcut din nou remeneuri, da. Deci am făcut prima oară remeneuri, să fiu sigur că... și m-am consultat cu doctorii, mi-au spus că, Andrei, nu știm cum. Eu, cu ultimii mei ani din carieră, am mers în concursuri cu un fizioterapist. Nu aveam nici, nu mai plăteam nici antrenor, nici nimic. Era un fizioterapist olandez care făceam și pregătire fizică și fizioterapie. El mi-a lungit cariera cu... cel puțin 4 ani. Dar făceam în fiecare zi, eu eram o oră, într-o oră și o oră jumate, făceam exercițiile alea izometrice, care le vedeți pentru fete, știi, să arate bine. Alea le făceam eu în fiecare zi cu, tu-l cunoști pe Ian, pe fizioterapist. Alea m-au ajutat pe mine după aia, pentru că eu aveam o L5 la mine, discul L5, se mișcase 9 mm în față, cum serveam, deci eu nu aveam nicio problemă să mă întorc dreapta-stânga, dar cum serveam, îmi apăsa pe nervul ischias, mi-amorțea buca, mi-amorțea piciorul, trebuia să fac pauză și asta pe mine m-a dus, era foarte periculos. Atunci, după ce am făcut iară teste... MRI-ul și toate chestiile astea, mi-a spus Andrei, încearcă, dar ponderat. Pe răspunderea ta. Ponderat. Pe răspunderea mea, dar ponderat. Știi? Adică, ce înseamnă ponderat? Tu n-ai cum. Nu poți să fii... Imposibil. Deci eu când am ajuns în Australia, într-adevăr, m-am antrenat mult mai puțin, poate jucam o oră tenis pe zi. Am început să fac exercițiile mele. Normal, după atâta perioadă, aveam 4 săptămâni să mă pregătesc sau 5 săptămâni să mă pregătesc. Pentru tenis, ca să poți să joci tenis, trebuie să joci tenis. Corect. Știi? Adică n-ai absolut... Pregătirea fizică, da, nu prea era. Când am ajuns în Australia, că eu m-am dus direct în Australia, n-aveam problemele astea financiare al Oria, era primul tur... Ca să vezi primul tur cu cine pic la simplu, că eu am la simplu... Ai vrut, te duci și la simplu și la dublu? Eu am jucat și simplu. Asta protejat, înghețat. Te obliga și la simplu. Dublu. Nu. Nu, sunt două diferite. Ăla, clasamentul ăla de 22 sau cât a spus el, era numai pentru dublu. Da. Eu la simplu aveam clasament protejat 80 în lume. Deci cu clasamentul 80 eu mai puteam să joc 9 concursuri. Ceea ce am zis, știi ceva? Ok, îl ajut pe Horia. Doamne ajută să nu mă accidentez, de câștigat nici nu m-am gândit să câștig. Au fost niște lucruri, am zis, mai fac un ban, că dacă pierdeai în primul tur, tot câștigai un ban, ok? Și îmi luam la revedere pe terenul de tenis de la cariera mea. Și atunci am avut niște prieteni pe vremea aia și în România m-au ajutat foarte mult să-mi termin cariera în București, știi? Și asta a fost... La BCR. La BCR. Dar au fost niște lucruri atât de mișto, pentru că Horia m-a sunat. Deci, încă o dată, dacă nu suna Horia, nu se întâmplau toate chestiile astea. A fost ca un domino
foarte pozitiv pentru, pentru mine. Primul tur, știi cu cine am picat atunci? Cu cine? La simplu? Cu cine? Tu mai ții minte? Andy Murray. Da, era favoritul 2. Am jucat un set și un pic, dar n-am jucat rău, dar n-am mai putut după aia. Un set și un pic m-am retras. Și ai abandonat? Am abandonat, da. Da, pentru turneul ăsta, că zicea că ai probleme la serviciu, ai schimbat serviciu cumva, adică să servici la altfel? Nu, n-aveai cum să schimbi. Eu serviciul schimbasem cu mult înainte, deci problemele astea n-au apărut de pe azi, pe mâine, de asta m-am oprit. Știi, problemele astea erau... cred că de cel puțin 10 ani și eu la asta am lucrat, dar îți dai seama, cum știi și tu, tenisul este un sport care începe să joci concursuri în ianuarie, le termin în noiembrie. N-ai timp. Înțeleg că până la urmă degeaba ai ambiția, degeaba ai pregătirea, pentru că și corpul îți poate, are o limită, îți poate juca anumite feste. Cum este și în cazul lui Agassi, apropo că el are problema, cum este în cazul lui Murray, că este un om care și acum la vârsta lui... Este incredibil, cu un șold, proteză de șold, joacă în continuare. Deci e absolut și incredibil. Și la ce nivel? La simplu, da. Iartă-mă, după toate poveștile astea, mai vrei să mergem să devenim profesioniști sau nu? După toate poveștile astea, eu sunt singurul care n-are academie. Deci el a avut academie, tu îți faci academie, tu ai academie, sunt total... Așa, trebuie să mă, o casă de cultură măcar să facă un cămin cultural, vrei. Auzi, da, auzi, Cornel, stai, că eu nu te-am întrebat niciodată pe tine și am jucat de atâtea ori. Dar tu, pe cine, care-i idolul tău în tenis? În tenis? Da. Te rog să-mi spui lucrul ăsta, dar sincer, așa, uite, în timp ce vorbești tu, eu o să mă ascund uimirea într-o bucată de carne. Poate să fie și... feminin, știi? Deci nu numai masculin. Gândește-te așa, tot pachetul. La feminin am început să țin cu jucătoarele românce pentru că aveam... Nu, dar el te-a întrebat care e idolul, nu? Deci, cu cine ții, că tu cu cine ții idolul tău. Eu țineam cu tine, deci eram fan, am mers la meciuri și strângeam acolo din dinți și mă trezeam noaptea să văd meciurile din turnești, când era și pe la Olimpiadă și când erau toate și prin Asia, de erau meciuri la 7 dimineața, 8 dimineața. N-ai știut asta, deci, nu? Deci eu eram când veneam... Mamen! Eu când veneam referul ăla și scurta aia... Și îmi plăcea, nu știu dacă am apucat să spun atât la o joacă acolo, că, bă, erai sincer pe teren și țipai și la public, dacă te enerva publicul, mai ales la București, când țipa tu, hai Andrei, și bă, dar lăsați, bă, nene, îmi pace cu asta, Andrei, că știu și eu că trebuie, dar numai Danu Polu, vedeți că joacă mai bine ca mine. Nu mai țin minte nici ce a fost, dar la un moment dat nu am mai putut, bă, dar lăsați-mă în pace să joc. Da, aveam apucători din astea. Fac un apel celor care... Nu. Lasă experiența lui. În minutul 7 al meciului. Hai, nu ceda. Hai acum. Da. Hai că hai poți. Acum, da. Tu ai 6-1, 4-1, îl bați pe ăla de Dracilia și vine unul: "Hai, Andrei, că poți." Zic: "Cum de bă, cum să nu pot?" Și mai una care îmi place mult, când ajungi la o minge de aia de break sau o minge și ce? Hai pasta, că e importantă. Poftim? Da, da. Hai pasta, că e importantă. Hai, e ca și cum nu știe nimeni că e important și trebuie să primești în exterior. E, voi la muzică nu o primiți pasta. Nu, cu aveți, altele. Nu avem altele. Ia. O știi pe aia, pe roaste. O știi pe aia cu nu știu ce. Deci eu știu și... Nu, la mine am o problemă foarte mare de fiecare dată. Dar cântă-mă pe aia cu... Da. Nu. Ce vă enervează cel mai tare? Să auziți la un concert. De fiecare dată când se aplaudă și și la un dat eu voce bărbat: "Te iubesc, Horia." Asta mi-ai spus-o, da. Și de fiecare dată și în ultimele concerte e aceeași persoană. Eu am niște prostate pe care le-am... Nu e aceeași persoană, e aceeași femeie cu vocea. Nu. Arunc prosopul și dai seama dorința ta atunci când arunci prosopul, care este cu HB. Da, și cu inimioară. Și cu inimioară, arunc prosopul și vreau să-l prindă o fată să se bucure de el. De fiecare dată băieții se luptă pentru prosop mai abidir decât orice fete. Și te simți feminin sau masculin în momentul ăla? Mă simt încercat de o nouă experiență. Dar vezi că la ei, astea, lor nu le place asta cu aruncatul prosopului, că în sport să arunci prosopul e exact... Nu, la tenis e ok, că și tu arunci prosoapele, tot ce ai pe acolo. Dar e vorba aia, dar dacă arunci prosopul, cedezi. Da, da, tăi la box. Da, nu. Da. Dar iertați-mă, eu când am auzit această istorie pe care tocmai o să vă spun în cele ce urmează,
Mie mi s-a părut că ăsta este Andrei. Inimă, suflet, nebun. Da. Bine că ai început cu inimă. Vicky Barcelona. Cum era, mă? Vicky... da, Cristina Barcelona. Ăsta e al nostru. Deci, iată. Tu ai avut de două ori chef să te retragi. Ai zis, nu, stop. Atunci când aveai 92, când ai câștigat după Roland Garros... 94 a fost asta. Și 10 ani mai... Nu, 92. 10 ani mai târziu... Lasă că știu mai bine, că știu eu datele. Cu toate că și internetul minte, dar nu asta contează. În 2002, Andrei se califică în sferturi la Roland Garros. Fiind căsătorit... Pentru prima dată. Era căsătorit pe vremea respectivă, iar soția era în Germania. E o poveste interesantă, într-adevăr, și n-am spus-o de multe ori, dar îmi place să o spun la prieteni. Ok? Nu, cum vă uitați toți la mine așa. Așa? Da. Înainte de... Am fost la nașterea a lui Caroline. Deci primul meu copil, Caroline, fată 99, născută în 1999. Am fost la naștere, a fost cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. Am tăiat și cordonul. A fost acolo, da, foarte frumos. Și am promis atunci că o să fiu și la, dacă mai am încă un copil, o să fac asta, nu contează unde o să fiu în lume. Așa. O să vin și o să fiu la nașterea și la al doilea copil. Exact. Înainte să plec la Roland Garros, să vă spun povestea întreagă, rachetele cu care jucam eu atunci, Fisher, erau firma Fisher se numea, mi-au schimbat culoarea. Se schimbă tot timpul designul, culoarea de la an, dar cu două săptămâni înainte de Roland Garros, mi-a schimbat culoarea. Fosta mea soție însărcinată, 9 luni, nu se știa când vine exact. Eram un pic, să spun așa, stresat, mă duc să joc, să nu joc, sunt bani destul de mulți, e Roland Garros, concurs foarte mare, rachetele noi, antrenamentul mergea total nașpa, deci la antrenament înainte de Roland Garros nu simțeam rachetele alea, nu le-am trimis înapoi, mi-au trimis alte rachete, Andrei sunt la fel, îmi promiteau, zic băi, nu sunt la fel, nu se simțea, cu 3 zile înainte să plec la Paris, în Germania, din Germania unde stăteam până la Paris, 6 ore cu mașina. Deci puteai să ajungi, cu avionul era chiar mai greu să ajungi, că trebuia să mergi o oră jumate până la un aeroport, după aia să zbor la Paris, Charles de Gaulle, de acolo, mașină. Cu mașina era mai ușor. București-Buhuș. Câteodată. Da, sau acum Brașov. Ziua de azi Brașov. Da. Că e greu de ajuns la Brașov acum, nu? Ok. Cu trei zile înainte, cu fosta mea soție, cu Simone, am decis, zic, băi, eu mă duc acolo, oricum nu joc bine, oricum am și uitat că cu două zile înainte, cum ai dat tu cu racheta aia spartă, da. Am dat cu racheta de pământ, cotorul rachetei mi-a sărit în ochi. Aveam ochiul maro. Deci, ochiul maro. Ochiul vână, da. Da. Pe bună? Da, deci eram cu un ochi, ca la box, eram cu un ochi așa, nu simțeam rachetele, fosta erai stresat, da, de... însărcinată, vreau să vin înapoi, deci... Numai chef de tenis n-aveai, numai chef de tenis n-aveai. Exact. Deci așteptările erau mari, da. Așa a fost tot timpul la mine. Nu problemele astea, zic cu așteptările, de asta mă... În sfârșit, s-a făcut tragerea la sorți. Primul tur am picat cu un jucător foarte bun, Dominic Hrbati îl chema, un slovac, foarte, foarte bun. Dar a avut o zi, deci eu mai proastă ca ta. Da, deci incredibil. Deci era un jucător care nu greșea o minge. Deci pur și era simplu... Constant. Foarte, foarte constant. E, ziua aia când am jucat cu el primul tur la Roland Garros, a jucat super slab. Am câștigat meciul ăla. La telefon, Simone, cum ești, tot ok, joacă în continuare. Ok. Vreau să te opresc o chestie. Da. Și vreau să vă întreb. Nu mai erau, apropo de cei 16.000 de euro, cât era primul tur la Roland Garros?
erau 10.000 de euro, 20.000 de euro. Nu, mai puțin. Tu gândește că... 5.000 de euro primul tur la Roland Garros? Nu erau 5.000, erau 10.000 de dolari. 10.000 și plătești să participi. Și plătești 30% taxe. Am înțeles. Cât sunt. Că asta, nici asta nu se spune. Se spune câți bani ai câștigat, dar câte impozite... Taxele nu există. Nu există. Ok. Am câștigat primul tur. Fosta soție, ok. Continuă. Îți dai seama, când începi să câștigi... Am câștigat și al doilea tur, am ajuns în primii 16, joc cu Tommy Haas, care era numărul 2 sau 3 mondial pe vremea aia. Deja încrederea, racheta mi era perfectă acum, nu mă plăcea la nebunie dintr-o dată racheta, totul ok. L-am bătut și pe ăla, l-am jucat un meci extraordinar, pe central, pe Filip Chatrier. Deodată sunt în sferturi. Sunt în sferturi, încep meciul în sferturi cu Alex Corecea din Spania, care... Dar între meciuri acolo ai o zi pauză. Da, s-a plouat atunci. Nu, încă nu. Ai o zi pauză între meciuri la Grand Slam. Da. Dar totul era ok, tot timpul eram pe telefon, zic, băi, sună-mă, știi, dacă e ceva, o tund. Dar acum sunt în sferturi de final. Mai ții minte că... Înainte de meciul de sferturi m-am întâlnit și cu Ilie Năstase și cu toate astea, erau și la meciul meu și am povestit un pic de chestia asta. Chiar Ilie mi-a spus, bă, nu fi nebun, știi? Zic, bă, eu sunt un pic nebun, dar ce, tu nu ești nebun? Știi? Adică Ilie care... Cine vorbea? Exact. Dar foarte mișto, deci Ilie cu inima lui mare, deci absolut n-am... Ok, am început meciul cu Alex Corecea, am avut șanse să câștig și primul set și al doilea, dar meciul s-a întrerupt din cauza întunericului la 2-0 pentru Corecea și 5-4. S-a întrerupt meciul din cauza că nu se mai vedea Două seturi pentru tine? Pentru el. El a câștigat două seturi. El avea două seturi, se juca best of all. Și 5-4 serveam eu. Ok. S-a întrerupt un meci foarte bun, de 7-6, 7-6, au fost amândouă seturile tiebreak sau unul a fost 7-5. S-a jucat un tenis foarte, foarte bun, el era specialist pe zgură, să spun. Câștigase atunci. Deja la Roland Garros sau câștigase? Băi, nu știu, cred că mai jucase semifinală, dar și el era unul dintre... Era unul dintre cei mai buni jucători pe zgură la vremea respectivă. Și din pricina nopții s-a... Da, exact. Nu era nocturn atunci? Nu, la Roland Garros nu. I-au pus nocturnă de curând. Ce chestie? Deci 7, ora 7. Și te-ai odihnit? Mai sus. Iunie, nu, mai cred că 8. Și te-ai odihnit? După ce s-a întrerupt meciul, te-ai dus? Nu, m-am întrebat. Să se pregătească pentru continuarea meciului. Corect. A doua zi. Da, așa ar face orice om normal la cap. Da, așa am și făcut. Nu așa, știu de continuă. Ce faceți mișto acum. Da, și ce ai făcut? Povestea. Ok. Nu, dar exact. Te avem aici. Dar te avem. așa, zi. Și? Da. Și am mers înapoi, deci am făcut... stretching-ul, fizioterapia și toate chestiile astea. Simone era ok acasă. A doua zi am mâncat, m-am culcat. A doua zi eram programat meciul 2. Juca primul sfert de finală, era Juan Carlos Ferrero împotriva lui Agassi. Și eu să continui meciul cu Corecea după acest meci. Așa. Deci eram meciul 2. Meciurile, pentru că se anunța ploaie, nu, oricum meciurile începeau la ora 12, la prânz. A doua zi dimineață m-am trezit, nu știu, normal, 8-9, când era, îmi pusesem teren să mă încălzesc, antrenament. Când ne-am trezit, ploua incredibil de tare. A început să plouă, am sunat dimineață să văd cum se simte, dacă e totul ok. Și mi-a zis că nu mă simt așa de bine, cred că o să mă duc la spital să vedem ce se întâmplă, să facă un control și te sun de acolo. Ok. Te-ai dus să te antrenezi? Nu, pentru că ploua. Deci ploua. Corect. Ploua foarte puternic. Pe la ora 11 am plecat la teren, la Roland Garros. Am vorbit m-a sunat și Simone de la spital și s-a spus că s-ar putea să nască
în ziua respectivă. Eu mă țin minte că m-am dus imediat după aia, m-am dus la organizator, la referee, aveau în birou la Roland Garros au cei care sunt arbitri au asta de meteo, știi? Mm-hmm. De televizoare de meteo, sunt și la Roland Garros. Starea vremii, forecast. Starea vremii, da. Și așa mai departe. Se anunța că o să plouă pentru cel puțin o zi. O zi jumate, da, se anunța să plouă. Era meciul 2. Așa. Da, și după aia a început, ok, cum fac acum? Decizii. Deci stăteai singur așa, uite cum stai acum, mă rog, ignorăm pe lui. Nu, eram mult mai... am fost foarte decis. După, n-am stat nici așa, nici așa, mă gândeam, ok, de unde iau avion sau cum ajung mai repede? Asta au fost la nașterea soției. Exact. Asta n-a fost să mă gândesc, băi, cum fac să mă duc, să nu mă duc, să... a fost mă duc, pentru că așa am nu că am promis, așa a fost... Așa simțeai. Eu, decizia înainte de turneu. Mult înainte. Da. Deci când s-a născut fiimea, după ce s-a născut fiimea, luasem decizia asta. Am înțeles. Nu era un debate, zero. Deci și la mașina. Prima oară m-am dus la... Arbitrii. Deci era tot... Știi, când plouă la concursurile astea mari... bine, e spre finalul concursului, dar și atunci e plin. Deci când e o zi cu ploaie, toată lumea stă în interior, în restaurant, în players lounge, în vestiar, agenți, părinți, organizatori... Corecia era acolo. Băi, te aștepta. Lasă, e povestea mea. Așa. Eu m-am dus, primul lucru la care m-am dus, ai cum intri, unde faci și badge-urile și așa mai departe, ai și un travel agent, știi? Ai și unul care se ocupă să te ajute dacă cu avioane, la concursurile astea mari sunt foarte mișto organizate. Și m-am dus acolo să întreb. De avion era dificil. Cu avionul era foarte greu. Și după aia, nu știu cum era, a fost acolo și o fată și un băiat care m-au ajutat la travel agent, mi-au găsit o mașină din Paris-Orly. Dar eu am vorbit cu echipa mea, cu fizioterapistul meu, am vorbit să nu spună la nimeni, pentru că, îți dai seama, era ceva care... Tu n-ai voie să faci asemenea lucru, știi? Adică e și... Plătești și mult... Amendă. Îți dai seama, să te duci la un concurs atât de mare, să nu fii acolo, să n-ai scuze. Știi vreun om, vreun tenismen, care a plecat la fel ca tine, din cadrul, aflându-se în mijlocul turneului, să plece din turneu pentru un motiv oarecare? Mai știi pe cineva asemănător? Nu. Deci e singur. Nu m-am gândit niciodată la chestia e asta. E singurul care a făcut chestia asta în toată istoria Roland Garrosului. Eu vreau să știu dacă s-a întors. Da, deci asta... Stai. Da. Și? Ai luat mașina. Nu, asta... Eu vreau să știu altceva. Tu da. Ți-asumai că dacă se face vreme bună și se joacă, tu nu joci meciul ăla? Da. Okay. Extraordinar. Da, nu, deci asta mi-am asumat. Bine că m-am dus... Prima oară m-am dus la Victorio Selmi, dacă îl mai ții minte. Un fost arbitru, referee foarte, foarte mare. M-am dus la el și am vorbit cu el și am spus, te rog frumos, e foarte personală chestia și n-a rămas personală. Ca să înțelegi lucrul, am plecat cu o mașină de la concurs. Păi și el citezi? Că e pe barba mea, exact cum ai spus tu. M-am dus, am luat mașina, rent-a-car-ul de la Paris-Orly, am plecat când eram pe drum. Singur? Nu, cu Ian. Am mers cu mine, pentru că vreau să mă întorc înapoi. Când și să conducă el. Eu n-am mai vorbit cu Simone. Deci, din momentul ăla când mi-a spus că s-ar putea să nasc, eu n-am mai vorbit cu fosta soție, cu Simone. Când eram pe drum, trecusem deja, ieșisem din Paris, ploua foarte tare, mergeam, bine că nu erau radaruri, mergeam destul de tare pe ploaie. Simone m-a sunat și era în... Pregătită. Da. În travaliu, da. Da, pregătită. Da. Ea nici ea n-a știut, că altfel... N-a știut ce faci tu, că altfel spuneam să stai acolo. N-a știut. Am înțeles. I-am spus că sunt pe drum, să stea liniștită. Mergeam, cred că am intrat în Belgia, că trebuie să treci prin
un pic prin Belgia și treceam prin un pic prin Olanda. Cred că eram, nu știu, Belgia sau Olanda. Da, a sunat telefonul și un țipăt și am crezut că naiba, că e Simone, că țipă, că o doare, știi, că dar de fapt era Marius, fiul meu, deci atunci s-a născut. N-am apucat să ajung acolo, am ajuns până la urmă, că eram, mai aveam încă o oră jumate, am ajuns, deci n-am ajuns să tai cordonul la Marius, dar am ajuns la spital, am ajuns acolo, l-am pupat, i-am pupat și m-am întors înapoi. Super. 6 ore. Excelent. Da, am ajuns înapoi până la ora 2 dimineața și... Nu s-a jucat nimic ziua aia. Probabil. Nu s-a jucat nimic a ziua aia. Și zic, hai să mergem direct la teren. Ca să ce? Zic, nu mai are rost. Nu mai are rost. Adică nu mai aveam hotel. Era ora 2. Nu era ca acum că găsești pe, știi, așa ceva... online sau ceva genul ăsta. Făcusem o rezervare undeva la un hotel. Că plecasem de la hotelul unde stăteam pe Shams și m-am dus direct la teren, la parkingul de la Suzanne Langlet. Nu, aveam tot pregătit, era totul perfect. Te-ai dus la teren? M-am dus la teren. Te-ai dus la teren? În la nimeni niciodată atât de devreme pentru un deci. Așa. La Suzanne Langlet ai garaj subteran. Așa. Da? Și m-am dus acolo și zic, băi, dormim în vestiar. Ok. Am dus acolo și să intrăm cu mașina la Suzanne Langlet. Ne-au oprit, erau security, știi? Și ne-au oprit aia la două și arătăm badge-ul, lasă-ne să intrăm. Și ăla se uită la badge. Păi, tu joci, ai al doilea meci. Și... l-a sunat pe colegul lui să vină. E un tip care se crede tenismen. Care da, exact. L-a sunat pe altul, a mai sunat încă unul, erau vreo 3 security și se uitau la badge-ul. Ne-au lăsat acolo. Te-ai dus la vestiar? Am dormit bine în vestiar. Foarte fericit. Nu, da. Vestiarul e ok. Și, din punctul meu nostru de vedere, vestiarul este ca un vestiar normal. Nu. Cu... Da, da, e mai noi după concertele okay, noastre din România, așa, e o bancă de lemn. Și maxim, am dormit și pe alea. Scaun. Am jucat a doua zi, am pierdut setul ăla, m-am urcat în mașină și am plecat înapoi iară la... Deși adăuși. Deci. Ieri? Dar, ești idolul meu din nou. Dar treaba cea mai mișto a fost, să vă spun care a fost cea mai mișto din toată experiența asta, să spun așa, cea mai mișto și funny, a fost că eu câștigasem meciuri cu jucători foarte buni înainte. Și la conferințele de presă am avut maxim 10 reporteri. Maxim. Când l-am bătut pe Haas, care era numărul 2 în lume. După ce am făcut asta, aveam... Deci eram în cea mai mare, știi cum sunt conferințele de presă? Deci sunt, ieși se vestea, care n-ar fi trebuit, eu n-am spus la nimeni. Eu am vrut să plec imediat după ce am pierdut meciul și am zis, nu, Pavel, you have press conference in the big, adică Simona Halep, number ones, a fost singura oară, nu, am mai avut la Master Series, dar la Grand Slam, de două ori am avut sala mare. Deci n-am avut așa... Prezență de presă. Mai ales pe vremea mea erau foarte puțin oameni care România, făceau lucruri responsabile. Presa din România nu era... Adică era ok, era foarte ok, dar nu e ca acum cu Instagram, Facebook și toate chestiile dacă astea. Dacă era, probabil că făcea pe teren conferința, pe teren, pe dita mai stadion. Se putea. Ceea ce vreau să spun este că vinovatul pentru acest lucru sunt doi oameni. Unu, ești tu, pentru că așa ești tu nebun, de asta te iubim, de asta suntem aici. Pentru că ești nebun, ai o inimă foarte mare și în al doilea rând, a venit un mesaj? Mulțumesc, iubire. Mulțumesc, Toma. Toma. Și în al doilea rând, celălalt nebun, frumos. În afară de Andrei. În afară de Andrei,
Este Marius. Hey, son! Nu se aude. Păi nu se aude. Ah, ai făcut înregistrare. What's up, dad? Heard you doing this podcast with Horia. Wish you the best. Oh. Love you, man. Drum bun, te iubesc. Mua. Ăsta. Da. Ăsta a fost motivul lui pentru care... Da. Pentru care ai avut conferința de presă. Mulțumesc. Și cred eu că e una din cele mai interesante gesturi să, știi, să zici, băi, e viața mea, e, până la urmă, e familia mea și cred că trebuie să fac gesturi. Mai important decât competiția și orice, da. Acum m-am emoționat acum. Da. Și am venit ultimul. Scuze. Da. Păi de ce scuze? Foarte bine, mă. Mi se pare... Hai la mulți ani! Înțeleg foarte bine. Deci tu ești singurul care a plecat din timpul tânărului și primul care a ajuns vreodată la miezul nopții la un meci. Dar acum vă întreb din nou. Dacă acum ar trebui să vă faceți undeva intrarea triumfală, oriunde pe lumea asta, ce melodie ați prinde? Nu cred că îmi trebuie asta. Continuă. Ce? A, și tu scoți? Da, că, pentru că eu am. Ce melodie e? Eu am gata. Ia, ia. Păi lasă-mă să caut. Voi... Nu. Ideea nu tare. Ce melodie ai pune tu, Horia, la intrarea ta triumfală pe un teren? Andrei? Nu, vorbesc serios, orice melodie. Dați-mi o idee de melodie. Tu ai pus-o pe asta? Eu am. Pune-o. Hai, zi, primul. Spune tu. Este și personalizată? Hai, zi. Deja, adică eu am avut asta. Ia, ia, ia. Știți familia Simpsons? Așa, cum e? Știi? Ia, da, știm. Bine, unde, care, unde, aici? Aici, uite, aici. Da? Da. Ilie? Eu l-am deja. Nu pot să cred. Deci am câte poate deja. Acum eu încă mă gândesc la... Nu cred că m-ați... Alte lucruri. Alte lucruri. Tu ce melodie ai bune? Eu... Okay, dacă tot glumim aici... Da, te rog. What a man! Oh, yeah, old what a... man! Oh, baby, bine! Oh yeah. Oh yeah. Un grup de fete. Alea. What a baby. Un grup de fete Boys to Men. Hey, acum tu trebuie să-mi spui. Horia, e la tine aici, deci lucruri simple. Da, mă, nu. Haide. Eu. Haide. Dacă aș fi invitat, să nu dărâmăm acolo, dacă aș fi invitat. Racheta asta Reghin. Da, Reghin, când cade se aude. Hey. Am vorbit de asta. Eu aș prefera o melodie de genul ăsta. Am avut și Neptun. Aoleu. Eu aș prefera... Oh, shoot. Shoot. Eu aș prefera o melodie de genul ăsta. Ma, nu. Ce te uiți la mine? E pe engleză. Eu aș prefera o melodie de... Go is Wednesday or Thursday. Eu aș prefera o melodie de genul ăsta. Hai să o cântăm în franceză. Și ce vrei? De ce numele meu aici? Ce dragii mei, iată piesa cu care intrăm. Ce vrem de jos? Începem de sus. Da, nu, atenție. Și Cornel e primul. Era miercuri spre joi. Mă iubeai până la ce și înapoi. Tu trebuie să citești? Două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fiu. Poza ta la minut. Foarte bine. O scrisoare și atât. Mai mult scria negru pe alb. Foarte bine, Horia. Adio, exclamat la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor. Fericirea mea, naiba, pleacă! Bă, la
acum cu cântăm așa. Așa. Flăp din Parastase. Așa jos, tot așa. Stau jos. Nu, nu, nu. Acum am dat seama că auzi ea de aici. Piesa asta este pentru toate operațiile pe care le-au avut Horia și cu Andrei, știi? Pleacă durerea, se plece odată. Acum o luăm mai... Atenție, o luăm... Da, și-a schimbat ce zi. Cam și o șapcă. Haide. Da, eu n-am șapcă, dar... Ajută-mă. Stai că ai acolo ceva. Eticheta. Așa, atenție. Andrei, am rămas ca unor 1, 2, 1, 2, 3 și... Am rămas ca unor... Nu te mai văd la mine în viitor. Nici n-am apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor. Fericirea mea la naiba pleacă. În cap. Oh baby, baby. Numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim. Foarte bine, Horia. Ne purtăm ca doi anonim. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Tararara. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor. Fericirea na la naiba. Pleacă! Mâine o să-mi treacă. Pleacă, pleacă. 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 Acesta a fost un dublu demonstrativ de pleacă. Senzațional, senzațional. Pentru că m-ați antrenat. Și vreau să vă spun, vreau să-i testez, vreau să testez pe amândoi, că acum sunteți, păstrează-o și pe aia. Atenție, unul dintre voi trebuie să completați următoarele refrene îndrăgite. Atenție. I just call to say I love you. Băi, e perfect, bine se completează amândoi. Muzicieni, mă, muzicieni. Adică lucrează la muzeu. Încă o piesă, atenție. And now I have the time of my life. Băi, cine zicea, mă? Care sunt tenismenii de la masa asta? Nu știu, că... Pleacă! N-avem, ăsta este deja boys band. Hai, și ultimul test muzical. Lady... Cum era? Stai, nu vă grăbiți, că nu știu. Lady in red, she's dancing with me, cheek to cheek. Au trecut. Știe tot, mă. Da, nu, asta nu știe asta. Tot. Hai să spunem ceva mai... Tu vrei mai greu. Tu vrei mai greu. Asta a fost așa pentru... Ai nivelul... Da, altă. La juniori, asta a fost la juniori. Una peste alta vreau să vă spun că voi doi aveți trei lucruri în comun, fără să vă fi cunoscut vreodată. Vreți să le auziți? Primul... Este? Atenție, fără să vă fi cunoscut deodată. Talentul muzical. Ăsta l-ați descoperit. În momentul în care v-ați născut, ați avut primul moment, primul numitor comun. Amândoi, poate nu știi, dar amândoi s-au născut în luna ianuarie. Wow! Unul s-a născut pe 27 ianuarie, Andrei, și Horia pe 19 ianuarie. Vă pun la dispoziție informația că nevastă-mea e născută pe 21 ianuarie. Știu exact ce caractere senzaționale sunteți. Al doilea lucru important. Nu e aici nevastă-mea. E acasă. Al doilea lucru important, faptul că amândoi ați fost oamenii Constanței. Născuți în Constanța. Născuți în Constanța. Nu, dar tu... Născut în Constanței. Oamenii Constanței... Da. Brașov, iar ăsta e un numitor nostru, cum. Păi, dar voi ați fost oamenii Constanței. Constanței, al disciplinei. Al disciplinei. Și acum al treilea. Vreau să văd al treilea, care e numitorul vostru comun.
pe care, atenție, nu trebuie să vă cunoașteți ca să-l știți. Am jucat amândoi tenis. Asta, nu, asta după ce v-ați cunoscut. După ce înainte să vă cunoașteți. Înainte să ne cunoaștem. Da. Școala sportivă numărul 2 din Constanța. Nu, înainte să facem școala sportivă. Hai. That's pretty good. Vreau să știu, dar nu știu. E bună asta. Asta îmi plac. Uite, astea îmi plac. Vezi? Bravo. Găsește. Găsește, deci. Find the truth. Suntem în ianuarie născuți. Da. Suntem amândoi Constanța. Bărbați. Ianuarie, Constanța. Da. Și încă un element. De ani? Nu, nu e legat de ani. Nu, în legătură de ani. Păi eu știu ce... Nu e legat de ani. Nici asta. Nu. Ce piesă era number one când nu. În anie? Ok. Nu. Nu știi. Nu. Da, eu nu știu acum. Chiar nu știu. Horia. Dragii mei? Da. Horia are un frate care se numește Andrei. Și iată-l aici spunând următoarele lucruri. Ce tare. Wow. Salutare de la responsabilul cu cofeină și serotonină. Horia, după ce te saturi de podcasturi, reclame și antrenat, te aștept să mă ajut la prepara cafea. Salut. Deci că asta a fost. Deci Andrei, deci pun așa unul în față, într-adevăr sunt niște similitudini. Cred că dacă el îi place Zuluf ăsta aici, dacă ar fi venit în locul tău, cu siguranță nu v-aș fi confundat. Aveți multe similitudini, ceea ce n-am văzut prea mult la Andrei. Da, bună asta, da. Da, tare, astea, bravo! Ce să vă zic că la capătul acestui luni este... Ha-hai! Pardon. Ce mă? La capătul lui noiembrie este... Decembrie. Nu, suntem în luna noiembrie. Deci vreau să vă spun așa, am citit biografiile voastre, iar... Sfântul Andrei! Aleluia! Dar nu-l contează, nu-l contează, e o chestie neinteresantă. Deci eu n-am sărbătorit, în sfârșit, da. Lui Horia îi place să citească, fii atent aici. Lui Andrei îi place să gătească. Lui Horia îi place să descopere tot felul de lucruri care îl pot provoca. Lui Andrei îi place pescuitul. Adrian! Fii atent aici. Lui Andrei îi plac filmele thriller, polițiste. Începuse... Începuse... Da, îi plac filmele. Da. Polițist. Horia, ție ce filme îți plac? Avem. Polițiste 2. Zi. Deci, iertați-mă, eu chestie, okay. Acum că aveți puțin mai mult timp liber, unde vi-l consacrați? Filmele polițiste? Da, thrillerurile. Ce vrei să spui? Îți plac filmele polițiste, ce vrei? De fiecare dată trebuie să găsești un second interpretation. Nu e adevărat. Nu, înainte le viziona, acum le produce. e foarte important să eu vă întreb acum, după ce ați avut o carieră foarte intensă, cu drumuri, cu... Deci numai când mi-ai spus că ai fost de 5-6 ori în Japonia. Deci Horia a fost de 5-6 ori în Japonia. Eu n-am fost niciodată. Cred că ați văzut niște orașe sau ați văzut niște locuri pe care noi niciodată nu o să apucăm să le vedem. Asta e să fie clar. Ați străbătut mapamondul ăsta în lung și în lat. Acum, timpul trebuie să-l consacrați altor lucruri. Care sunt lucrurile preferate pe care le faceți? Horia, care e lucru pe care îl faci în mod frecvent în afară de antrenamente din când în când? Acum că am mai mult timp de petrecut în termenii mei, îmi place să stau mai mult cu prietenii. Ți-am zis? De asta am avut podcastul ăsta. Deci acum tu crezi că stă de plăcere? Da, e plăcere. E obligat, pentru că ține la meciurile demonstrative și în viitor, când o să ne cheme, știi, da, ce zic? Mie îmi place tricoul lui Cornel acolo. We need art. We need art in our lives. Da, mă, în sfârșit. Vezi, mă, m-a citit. Propun ceea ce nu se vorbește niciodată despre tenis. În tenis e un mare proces de creație. Multă creativitate. Se creează. Fiecare joacă tenis în felul lui. Creează acolo. Nu e doar lovitura de dreapta, de revers, serviciu, de disciplină. Nu e doar performanță fizică, e performanță și... Muncă. Și e și o formă de creație. Andrei joacă tenis în felul lui, creează în stilul lui, eu creez în stilul meu.
voi creați în stilul vostru. Deci cine intră în experiența aruncă-le, asta... Aruncă-le, că avem treabă. Avem multe, stai așa. Știi că e și despre creație, nu numai că e și multă fantezie. Perfect. E multă imaginație. De aceea, astăzi, l-am invitat la microfon pe unicul, senzaționalul meu, viitorul tenismen al României, Toma! Uite-ți, băi, ce mă rog! Yes! Toma și-a pregătit niște întrebări. Atenție! Și-a... Deci, doar vi-l arăt. Ăsta e scrisul lui și întrebările lui, da? Și-a pregătit câteva Toma, întrebări. Fă-mi o favoare. Începe cu Horia primul. Da. Perfect. Okay. Da. Da. Deci, atenție la microfon, iubire. Puneți ăsta textul așa. Toma este pentru prima dată la podcast. Și prima întrebare este către Horia. Care este jucătorul tău de tenis preferat? A fost mai mulți. Pot spune așa că a început cu Edberg. Edberg, Stefan. Sampras, Federer. Cam ăsta a fost trioul de modele ale sportivului. Îți mulțumesc. A doua întrebare către Andrei. Că Federer îl știi, dar după aia... Către Andrei. De câte antrenamente pe zi am nevoie să devin un bun tenismen? De câte antrenamente? Da. Sau hai să facem mai ușor. Ca să devii un bun tenismen, trebuie să fii pasionat de acest sport. După aia orele, dacă ești pasionat, după aia cu orele nu mai contează. Toma, tu ești pasionat? Dacă îți place, o să fii mereu pe terenul de tenis. Asta e medicamentul care îți trebuie. Dar i-a pregătit o întrebare și lui Cornel. Pentru mine? Da. Ia să vedem, întrebare pentru Cornel. Ia zi, iubire. Am văzut aceeași întrebare. Nu? Am văzut videoclipul Pleacă. La finalul te-ai sărutat sau nu cu Antonia? Doamne! N-are nicio legătură cu tenis. Deci, nu, nicio legătură cu tenis. Deci, nu, e... Uite la Alex Velea. Deci, te-ai sărutat sau nu cu Antonia? Tu ai scris asta? Da! Dar de ce vrei să știi? E important. Vrei să te săruți și tu? Nu, dar s-au apropiat. Mi-a povestit, s-au apropiat la final și când să... Se sărute, s-a întrerupt imaginea și vreau să știu dacă... Da, deci eu vreau Federer... să... Liniște. Sărut cu o întrebare. Federer, Andrei Pavel, ca și cântor de tenis. Cu mine te-ai sărutat? Cred că ar trebui să joc mult tenis ca să devin un bun campion. Și, bine, să răspund, deci, dacă îți dă răspunsul ăsta... Ah, da. Nu, sincer... Nu mai știu, că s-a filmat foarte târziu în noapte. Bullshit! Oh, doamne! Se filmează de mai multe ori pentru un cadru la videoclip. Te-ai sărutat de mai multe ori! Cum să zici tu că te-ai sărutat de mai multe ori? Bravo, bravo! Nu, n-ai zis că nu mai știu. Nu mai știu. A fost în ziua, eram tineri. Aură, dar mai încă un set de întrebări. Ultimele întrebări. Horia. Te rog, nu de tenis. După întrebarea... Bine începuse. Ia să vedem. Când se va deschide Academia de Tenis, pot să vin să mă antrenez la tine? Pe gratis? Hai, Andrei, mă! Uite-mă cum Andrei face. Da, cu siguranță. Abia aștept să o deschid și să fie acolo. Deci, invitație. Tu l-ai văzut? Tu l-ai văzut jucând? Eu am dat cu el în minge atunci când... Da! Andrei! Yeah. Jucătorii de tenis fac A când dau în minge. Te-am auzit pe tine făcând așa. De ce se întâmplă așa? Da. Uite o întrebare pe care vreau să-ți o adresez și eu. Bravo, Toma! Bravo, Toma! Faci A! Pentru că gândește, uite, de exemplu, sportivii care aluncă cu sulița, cum fac ei? Așa va... și depinde de fiecare, trebuie să dai aerul afară, ca să poți să lovești liber, știi, trebuie să dai aerul afară când lovești. Și sunt anumiți jucători, jucătoare, de exemplu, cum era Sharapova, dădea cel mai foarte tare aerul afară, Sharapova. Tu ai deci, văzut după Sharapova?
Când juca? Nu, nu știe că era la școală, el învață, nu se uită la Șarapova. Păi de ce? Nu, Șarapova a fost numărul 1 în lume și da, ca să-ți răspund corect, trebuie să dai aerul afară când lovești mingea sau când... Da, pot să adaug și o... Da. De ce cu cât era scorul mai strâns, cu atât dădeai aerul și mai tare afară? Deci când mă uit în ochii tăi... Toma! Deci, și asta cred că te ajută și la respirație, pentru că un lucru l-am învățat și eu de la Andrei. Atunci când joc tenis, trebuie să respir în timpul game-ului, în timpul punctului. Da. Lucru pe care nu-l făceam. Și acum îl faci. Acum îl fac. Da. Deci referitor la întrebarea ta, ți-am răspuns. Referitor la întrebarea lui Horia, o să-i răspund mai târziu. Perfect. Și acum ultima întrebare pentru Cornel. Pentru Cornel întrebarea. Uai de mine. Ce clipuri mai am ea? Am auzit că joci des cu tata tenis, când o să-l lași și pe el să câștige. Eu, deci, nu înțeleg. Eu mereu îl las să câștige, dar nu reușește nici așa. Nu pot să cred. Nu glumesc. Îi joacă din ce în ce mai bine. Deci din ce în ce mai bine joacă. E cel mai ambițios sportiv, jucător, amator pe care l-am văzut eu vreodată. Și deci talentat, pentru că el a început tenisul acum 5 ani, tata. Deci e cel mai mare progres pe care l-am văzut eu la cineva, cu care din experiența mea, cu care joc eu așa cu niște... Caftesc eu. Dar, Cornel, și pentru Cornel pot să răspund, scuză-mă, te rog. Și pentru Cornel am jucat și cu el, nu-ți lasă nicio minge, nici mie nu-mi lasă nicio minge, el nu poate, e foarte competitiv, Cornel. O să joci cu Cornel? Te joci cu Cornel, bine? Da, trebuie să te pregătești bine cu Horia Teco la Academie ca să putem juca totuși. Îți mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru Toma! Mersi, Toma, foarte! Băi, deci am două întrebări. Nici la interviu nu primesc întrebări așa bune. Vreau să vă spun un singur lucru. Faptul că acum este un test. Urmează un test, după cum știți foarte bine. Andrei și-a început... să zic așa, o nouă aventură emoțională frumoasă în urmă cu 5 ani de zile. Iată, 5 ani. Atunci când mă apucam eu de tenis, Andrei o cunoștea pe Adriana. Iar pentru că anul viitor se naște Bebelina a Adrianei și a lui Andrei, vreau neapărat să fac testul. Testul înseamnă 3 întrebări ca să văd dacă se vor înțelege. Da, speriat, da, știu, și normal. Și-o m-am speriat. De ce să nu dau emoții când ele sunt... Așadar, eu fac testul. Vine că n-ați adus cuțite. Eu fac testul pentru că vine un nou membru al familiei. Bineînțeles, vor fi mai multe presiuni, mai multe responsabilități. Dacă treci de aceste 3 întrebări, vei avea o viață lungă, plină de fericire. Dacă nu vei trece de testul ăsta, nu vei avea o viață așa de lungă, plină de fericire. Prima întrebare. Pentru Horia sau pentru mine? Pentru tine. Mi-e frică de întrebarea asta. Nu că ei, dar te uiți tot timpul ei, la Horia. Da, păi e Horia. Iau o chestie în comun. Da, păi... Prima întrebare. Fii atent aici. Te pregătești și tu, te rog? Da? Ok. Mi-e frică de întrebarea asta. Sper să o știe. Data de naștere a Adrianei. 8 noiembrie. Acum. 8 noiembrie. Stai. 81. Bine, bravo. Adriana a confirmat data. Bravo. Prima întrebare. Știi că după ce... Mai aduci un pic de vin, te rog. Știi că după ce pleacă Andrei aici, în viața mea nu o să mai duc la podcasturi. Bun, atenție. Am emoții pentru întrebarea asta. Cum să ai emoții? Dacă nu răspund, s-a dus fericirea. E dragostea vieții mele. Bun, gata, mă, poți să arunci. Unde-i mă omul de la pian cu dragostea vieții mele? Ce faci, mă, acolo? Te-mi pe Marius aici. Zi. Atenție. Masa preferată a zilei Adrianei. Micul dejun. Sau... Bravo, tot ce... bravo. Sau tot ce gătesc eu. Și acum a 3. Asta e cea mai grea. Și acum întrebarea numărul 3. Nu e ușoară. Da. Dar nu te repezi la răspuns. Actorul american preferat al Adrianei. E
atât, nu, actorul. Nu, 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 nu te grăbi, nu te grăbi că... Cum arată, baby? Bradley? Bă, cum l-a ghici, bă! Bine, a fost un fel de regă. Bradley? Da, uita așa, da. Dar era, da, era mai ușor dacă spuneai bucătarul. Deci bucătarul, ăla era cel mai ușor de ghici. Bucătarul? Ah, că da, el a jucat în rolul unui bucătar. Nu, nu, nu. E un inside. Inside. A, inside joke. Da. Bun. Inside. Vă atrag atenția că acum... Vom avea o viață foarte fericită. Nu, nu, nu. Acum astea au fost niște chestii. De ce o să aveți o viață foarte fericită? Au răspuns la cele trei întrebări. Și acum trecem la ultimele întrebări. De ce te la mine? Din acest podcast. Atenție, Marius, jingle-ul. Star Wars. Nu ai cântat deloc. Da, exact. Nu, n-am ce să mai cânt. Nu, eu nu cânt astăzi. Okay. Horia. Da. Sorry! Câte rachete ai rupt până acum? Câte vrei, bă, la banii lui, după aia 5.000 de euro. El n-a rupt multe rachete. Adică n-a spart. La noi se spun sparg. Câte rachete ai spart până acum? Exact. Foarte, eu nu te-am văzut niciodată. Puține, spune până în 20. Până în 20. Și ultima rachetă pe care am spart-o... De nervi, trebuie să spui. De nervi. Bine, că se mai spart și... Și ăsta e un foarte important. Le-am spart cele până în 20, le-am spart până la 14 ani. Deci de la 14 ani n-am mai spart nicio rachetă. Dumnezeule mare. Incredibil. Da. Mamă, ești un fenomen. Dar îți dai seama câtă ură are în el. Nu, nu, nu. A avut un adolescent. Tu erai ce adolescență furibund aveai. Da. Deci vreau să spun că tu ești un model psihic de urmat. Corect. Deci un mental senzațional. Da. Majoritatea celor 20 de rachete sparte l-a spart până la 14 ani. Nu, nu există. Tu gândești că ai spart una acum, de curând. Da, da, de unde, adică și până la 14 ani, cum descumpărai alte rachete de le rupeai așa, adică câte rachete aveai tu până la 14 ani? Le plăcea bătaia. Păi le spărgeam. Le lipeai? Nu, le spărgeam și după aia, la un moment dat, taică-miu m-a pus să joc cu rachetele sparte. Nu cred așa ceva. Da, băi, să le spargi, hai joacă cu ele așa. Nu cred așa ceva. Și jucam cu ele sparte așa. Nu cred așa ceva. Care erau sub orice critică și după aia conștientizam un pic ceea ce înseamnă. Bă, de-aia după de la 14 ani a avut asta, sponsor și... Pentru că s-a prins că, bă... Mă, sponsorul nu racheta aia spartă. Horia, cu aia o să joci de-acum. Care asta e? Cu asta o să joci de-acum. Da, joacă, mă, ce are? Da, joacă, da. Bucură-te de tenis. Ok, ce are, mă? Bun. Iartă-mă că te deranjez. Iartă-mă că te deranjez, Andrei. Da. Cât ai spart tu? Până la 14 ani? Nu, cât ai spart tu în cariera ta? Azi? Sau de ce întrebi tu? Tu nimeni nu l-ai născut. Da. No. Aș putea să-mi știu același lucru pentru toți de la masă, da? Când nici pentru mine? Ba da. Ba nu. Tu ești mai mic decât mine. Nici pentru mine, nu prea. Nici pentru el, nu prea. Adică e aproape, hai. Da. Păi un an de zile înseamnă enorm. Eu într-un an de zile am schimbat laptele pe vin roșu. De la 2 ani deja beam vin roșu. Nu știi tu. Era un lapte roșu. Deci câte rachete ai spus tu? Mi-e rușine acum, deci mie n-am. Nu, zi. Până în 20. Cât ai scos? Cât ai? Cred că peste 5.000. Hă? What? Nu, eu glumești acum. Pe cum am pe 5.000 înseamnă câți ani? Dacă e una pe zi, băi, nu. Câți ani înseamnă? Nu. Nu, cred că 5... Și 500 e mult, dacă am zis și 500 e mult. Băi, e clar, avem de-a face... Dacă, poate erai, lucrai ca tester pentru o firmă de rezistență, da? La rachete. Păi stai, mă, înseamnă că una pe zi timp de 15 ani? Cam așa? Cum adică? Păi nu, stai puțin, păi dacă-s 5.000... Nu, deci am greșit. Păi dacă-s 5.000, ia una pe zi, deci 5.000, dacă sunt... Deci nu, 500! Nu, 100, nu, 100, n-ai 100. Deci mai mult de 500. Deci am avut ani în care am spart vreo... Pe an așa, cred cât spărgeai? Câte spărgeai? Cred că pe an spărgeam vreo 70... Depinde de an. Pe bune? Mama mia. S-au simțit ca 5.000. Zi-mi...
Ia. Câte tu câte ai spart? La ce ne referim? Fii foarte concis. Fii foarte... Stai, mă! 5.000! Deci... Peste! Până la 14 ani! Cut! Deci până la 14... Pachete, rachete, zi. Rachete de tenis. Dacă am spart? Da. Una am spart. Una am spart. Pe cuvântul meu, una. Tu vorbești serios? Da, dar nu că am vrut. Am dat fără să vreau, am lovit-o. Dar nu, că eu nu sunt nervos. Nu, eu n-am spart. O singură rachetă ai spart? Păi da, tu ce crezi, mă, câte rachete cred că am avut eu în viața mea de să le sparg așa? O singură rachetă ai spart? Da. Dar nu am vrut. Deci e formidabil, la masa asta sunt trei caractere, trei oameni care... Și mi s-au furat trei. Deci... Cum ți s-au furat trei? Mi s-au furat trei rachete. Ce ne facem? Nu te uita la mine, eu nu l-am furat. Eu? Ba da, ca să le spargi. Da. Să-ți faci numărul acolo. Eu am spart și eu ca să nu fiu exclus. Cheers. Și am spart câteva rachete. La mulți ani, numai bine, sănătate. Dar... Mă bucur că suntem aici. Andrei. Da. Având în vedere experiențele tale în cele trei țări, te întreb acum. America, Germania sau România? România. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Da. De ce bravo? Bravo, bravo. O să vorbesc. Auzi, bravo. Spus foarte sincer aici, foarte sincer. O să-ți dau un premiu. Ok. Meriți. Perfect, mergem mai departe. În Germania. Cornel. România, Germania sau America? Cornel. În musicalul Mamma Mia joci o scenă fierbinte cu Loredana. Așa. Ca să vedeți ce parșiv avem lângă noi. Regizorul musicalului, Răzvan Dincă, v-a cerut să vă sărutați. Sau a fost inițiativa voastră? Toma, asta e de la tine. Păi, da, nu, te răspunde cu un nu. Așa. Păi de ce să răspund cu un nu? E o nuntă în care ne căsătorim. Și ne spune preotul. Și acum sărute mireasa. Și noi, dar ce să facem acum? Stai puțin, că eu particip la nuntă, am văzut. Dar tu te-ai sărutat și înainte când erai pe pat cu Loredana, când cântați amândoi. Și veneai tu la ea. Și dar acolo. Unde ai văzut asta? Așa mi s-a spus că eram în culismă, pregăteam să intru următorul. Poate m-am înșelat. Deci nu am un sărut la nuntă, atâta e. Da, doar la nuntă, okay. Nu așa... Nu, cum? Dacă păi doriți... Dacă Măi, băiatule. Noi nu ne băgăm, nu? Deci, nu, deci. Asta e promis. Dacă doriți. Da, dacă vreți să dacă ne sărutăm sau nu. Veniți pe 28-29 decembrie. Dar la sala n-ar avea cum să cânte Loredana cu gura plină. Deci, fiați... Oh, God. Ok. Bă, să nu, dar eu am văzut... Nu mai stai aici, să te că e pericol. Sărut cu astea din context. Păi dacă m-ar fi sărutat, cum ar fi putut să cânte în timpul ăla? Că ea cânt atunci. Horia, noi am fost la... A fost la musical. Am fost la musical. Doamne, anul trei, acum 2 ani. Ei bine, cadoul nostru astăzi pentru voi este o invitație la dublă la Mamma Mia. Refren. Mamma Mia. Here we go again. Mama. Tu ai greșit. Băi, nu, important e nu ați vrut. Here I go again. Așa, bă, iarătă. Bine, mergem mai departe. Da. Horia. Zice că e normal. Nu e normal ce se întâmplă aici. Horia. Țiriac sau Năstase? Na. Mamă. România. Ce sunt întrebări simple? Ai crezut că vine undeva simplu? Cum adică Țiriac sau Năstase? Da, efectiv. Țiriac, Năstase, tenis, Țiriac, Năstase... Sau Năstase. Sau Năstase... Țiriac sau Năstase? Pentru mine e împreună. Împreună. Zusammen. Împreună, da. Fiind jucători de dublu și ei fiind jucători pe pereche de dublu... Apropo, Țiriac și Năstase au fost dublu? Da. Ei, cum? Mulți ani? Păi, mult. Au jucat și o finală de... Două! A, nu, de Cupa Davis am crezut că spui. Da. Andrei. Țiriac sau Năstase? Nu. La un dublu mixt,
Ai vrea să o ai parteneră pe românca? Ah, așa spui. Ah, da, trebuie să mă gândesc ca și... Deci eu am jucat dublu mix cu două românce, cu Monica Niculescu. Așa, Monica, da. Am jucat la Wimbledon. Și am mai jucat cu Andreea Vank. Nu știu dacă o mai ține. Bine, dar acum, după toată experiența ta, acum mâine te duci pe teren și ai chema-o să joci un dublu mix pe... A jucat cu Simona, da. Simona? Ok. Așa. Horia. Când vrei să te liniștești, te duci la... Mă duc în interior. Nu, te duci în, te duci pe... Unde vrei tu? Te duci... În... Unde te duci? Munți. Bun. Bun, eu știam lucrul ăsta, vreau să vă rimi. Ce faci? Andrei. Andrei, când vrei să-i faci o surpriză Adrianei... Te duci... Când vrei să îi faci o surpriză Adrianei, bă, te duci și cumperi... Ce cărcotați sunt ăștia doi. Deci când vrei să îi faci o surpriză Adrianei... Adriana? Fii atentă. Te duci și cumperi ceva de la... What? Păi, ce crede că dar e? Nu-i fac surpriză să mă duc să-i cumpăr ceva lui Adriana. Ia zi-mi. Nu, nici de cum. Mește și gește. La casa de bilete. Manufacturează. La florăria din colț, la... Nici de cum. Fiecare zi e o surpriză la noi. Băi, nu știu. Eu cred că ar trebui să... E adevărat. E adevărat. Eu cred că tu te bați pentru cuplul anul aici. Nu mă bat. Nu e luptă. Nu e luptă, da. Nu e luptă. Horia. Servici vole sau joc de așteptare pe fundul terenului? Oh my God. Servici vole toată ziua. Când jucai. Când jucai, da. Acum e de așteptare. Da, da. Ei sunt prieteni. Ei sunt prieteni. Atenție, Cornel. Care este tenismena căreia i-ai dedica piesa? La nuntă. La violul meciului. Care este... Victor, vezi ce greu este să faci emisiune cu oamenii ăștia? E foarte greu. Așa. Care este tenismena căreia ei dedica piesa? Dintr-o mie de flori parfumate, eu te-am cules. Eu știu aia, numai aia cu... Stai să răspundă! Trebuie să fie profesionistă sau pasionată? Da, trebuie să... Hai să vorbim puțin despre asta. Adică cum? Ce? Cum adică jucătoare? Profesionistă! În tinerețe erau jeleurile. Era până și cu jeleul noi când era... Poți să te inspiri? Dintr-o mie de flori parfumate te-am ales. Deci trebuie să mă duc așa de cui parte. Cui e dedica? Acum pui mâna la telefon, alo? Aș vrea, draga mea, să spun că dintr-o mie de flori parfumate... Dar cum se aude asta pe engleză? From thousand flowers... Nu știu că tocmai smelling de good. I choose you. Yes. Mulțumim frumos pentru noi. Eu vreau să știu în germană. Yeah, in thousand bloom. Schön riechen. Un schlager. Zi, mă, cum îi spui? Zi, e greu. Băi, nu e greu. Uite, acum, deși ca să vorbim, uite că mi-a adus aminte, a existat o jucătoare pe care se numea Vank. Andreea Vank. Exact. Da. Deci, eu am jucat mix cu ea, era din Timișoara. Deci, ce te-ai scos, mă? Băi, nu, ce m-a scos? Că eu uitasă, scos? Ce m-a scos, mă? Băi, ce l-a scos, băi, mă? Băi, ai văzut? Wow. Da? Wow. A? Bă, apropo de germană și de engleză. Da. Ce și tu vorbești germană? Naturally. Foarte bine. Wow. Foarte bine vorbești. Vreau să vă întreb o chestie. Gemütlich. Asta am învățat eu. Ia de aici. Eu, din punctul meu de vedere, vreau să mă întreb o chestie foarte serioasă. Da. Vouă vă trebuie cunoștință de limbi străine ducându-vă pe tot mapamondul și având tot felul de conferință? Nu-i normal să vorbiți în limba lor sau o limbă de circulație ca să înțeleagă cât mai multă lume de pe pământ? Cum ați învățat? Câte limbi străine știi acum? Vreo 2, 3, 4?
Mai mult, da, cam acolo mă duc. 4, da. Și nu ți-au folosit, adică... Foarte mult. Deci, să înțelegeți clar. Acest, în afară de 2-3 oameni care se uită la podcastul ăsta, se vor uita încă 2 care sunt fan tenis. Care au 10, respectiv 15 ani. Și vor să devină precum ați fost voi. E, acum, întrebarea mea următoare. Mă, ție-ți trebuie forță, ție-ți trebuie determinare, ție-ți trebuie psihic, ție-ți trebuie antrenor. Dar dincolo de asta, sunt și lucrurile astea care nu țin de tenis. Bine, limba acum, străină nu ține de tenis. Acum copiii sunt mult mai dezvoltați și au mult mai multe informații decât noi. La noi, eu cel puțin, a fost de nevoie. Engleza, normal, a fost de nevoie. De la germana? Germana, pentru că am trăit acolo, mi-a fost foarte greu, cum am spus, în primii ani. Deci nu vorbeam o boabă. În Germania, anii 90, nu se vorbea așa. Mai ales în orașele mai micuțe, nu se vorbea multă engleză. A trebuit să învăț germana. După aia, bine, italiana pentru noi e destul de ușor să o înveți, să o înțelegi. Horia știe și spaniolă. Păi, și spaniolă, da. Si. Asta e o notă. Oh, si, claro. Barcelona. Barcelona. Oh, no. Deci învățăm și Horia. Stai că Toma se apropie din ce în ce mai mult de Horia. Apropo de pasiunea ta, orientalii, meridionalii sau opusenii, unde ai prefera să mergi cu cortul? Pare că a fost peste tot. Unde ai fost ultima dată cu cortul? Cu cortul am fost într-o singură zonă, în Munții Retezat. Mi se pare senzațional, n-am mai fost de zeci de ani de zile cu cortul. Mi se pare senzațional că ție îți place lucrul ăsta cu cortul. Cât ai stat? O noapte? Două? Nu, asta l-am descoperit și eu de curând. În perioada în care jucam, n-aveam mai mult de 2-3 zile de petrecut așa într-o mini-vacanță, dar acum, de când nu mai joc și pot să mi-aloc timp pentru asta, ultima ieșire și cea mai lungă a fost de 14 zile cu cortul. Nu cred, nu cred, incredibil. Da, n-am dormit doar în... Am dormit și afară, am în sacul de dormit la foc afară, am dormit și în hamac, în pădure. Pare foarte... I-ai adus să ne umilească. Auzi, nu ți se pare că Horia asta că e un fel de model pentru noi toți? E guru deja. Cred că poate să facă un cult, o sectă. Da, o sectă. Secta Tecău. Tecău sectă. Tecău, poate să facă... Deci ești sniper. Sniper. Tate, ești sniper. Sniper. Nu, n-am. This guy is sniper. Deci eu acum, zice, da, Horia, cât mergem? 2 nopți, mergem în Retezat, sigur, cu cortul fără probleme. Toma s-ar distra, uite, Victor e primul. Bine, pe Adriana o lăsăm acasă, pentru că atunci când vine o femeie însărcinată, urșii înnebunesc, așa, știi? Și doar bărbații, mergem noi toți. Cât mergem noi toți la într-o experiență de genul ăsta cu cortul? Eu aș vrea în delta. Să ducem dublu la pescuit. Eu vreau la pescuit. Cu cortul? Cu cortul, da. Scuze-mă, te mândrești cu o captură sau e doar pescuitul să arunci chestie, o momeală în apă, să o lași acolo? Hai, nici n-are undiță. Nu. N-ai undiță? Nu. Le rupe. Cum n-am undiță? 5.000 de undiți a rupt. Și le rupe și pe alea. Dacă... Na, păi ziceam. Știi cum e ăla? Trage, dar îl mai las. Aoleu. All right. Așa. Bun. Fii de aici, Horia. Dacă ar trebui să înlocuiești racheta de tenis în timpul unui meci, ce ai alege ca să ai cât de cât șanse de câștig și să duci la capăt meciul? No. Ce mă? Asta m-a inspirat după ce am văzut anumite chestii când a văzut, nu știu, Bublik sau cineva, a dat cu cotorul rachetei. Da, nu e... Ca să se dea spectacol mai mult. Dar atenție, se pune și cotorul rachetei. Da. Dar n-ai nicio șansă. Deci poți să câștigi un meci dacă înlocuiești racheta cu o armă. Sniper, băi, omul știe. O duce la cap, bă, rolul, personajul. Bravo. Nu ies din personaj. Sniper all the way, bravo, așa-mi place. Cornel. Ai ales data de 13 decembrie ca și zi de concert la sala polivalentă a ta. Da. În onoarea lui Andrei, care a fost numărul 13 mondial?
Uai. Nice. Mă, tu știi că 13 e numărul meu cu noroc, serios. Fără și al meu este norocos. Da, da. Ziua mea de lume pică într-o zi de 13 septembrie. Voi nu știți că există Sfântul Cornel. Există Sfântul Corneliu, de ziua pompierilor. Voi nu știți chestiile astea, deci nu știți elementele esențiale, deci mă. Deci de bază. Cornel deci, are da. Legătură cu pompierii? Câteodată. Stingem niște focuri. Da. Nu. Ascultă foarte mult Sting, da. Ce să zic și eu? Ce mai bază? Da, ce să zic, mă, mă. Deci, și ultima întrebare. Mă rog, ultima întrebare. Aș pune 200, că îmi place cum răspundeți. După cum am spus la această academie a mea, sloganul este talentul se antrenează. Vreau să vă gândiți fiecare la un slogan care reprezintă poate, nu neapărat o instituție, dar care reprezintă un crez al vostru sau drumul până aici al vostru sau drumul de acum înainte. Un lucru pe care ați vrea să-l sintetizați într-o singură propoziție. Foarte mișto întrebarea asta. Da. Cornel, deci să fie un soi de branding personal, un soi de... Dacă vrei, sigur că da. Am venit, dacă am că te duci mai departe, dacă ar fi să găsim altceva pentru academia ta, aș fi zis, mâine o să-mi treacă. Talentul se întrează. Mâine o să-mi treacă. Ok, că o să... fără. Iată un slogan plin de umor din partea lui Cornel. Și la mine... Băi, nu am mers tot timpul pe ideea cât dai atâta primești. Dai tot, primești tot. Dai puțin, primești puțin. Oferi jumate, primești jumate. Dar care e sloganul? Nu, e cât dai, atâta primești. Cât, și cât, la ce dezvoltat. Cât, interesat. Cât oferi, eu nu l-am. Cât oferi, atât primești. Trebuie să mă eu gândesc. Cred în chestia asta. Cred că totul este back and forth. Cât oferi, la un moment dat atâta primești înapoi. Tu ce ai zice? Pentru că tu ești omul care ai cunoscut provocări, ai făcut schimbări radicale și, dincolo de asta, cărțile au fost în America cele care te-au ajutat pe tine. Și ce cărți? Și ce carte? Eu aș spune că cumva transformarea începe din interior. Mm-hmm. Și m-aș lega de asta. Că dar n-ai un slogan. Tot începe cu tine. Frumos. Andrei. Eu am doar un cuvânt și e pe engleză, dar believe. Atâta tot. Nu știu, îmi place foarte mult. Atâta tot. Da. Do you believe in love after love? That's share, baby. Trebuie să te duci mai. Stai. Believe and share. Believe and share. Bun. Bun. După cum știți foarte bine, dragii mei, și o să dăm mai un pix. Uite aici am un pix. Sper să meargă. Da, surprinzător. După cum știți, anul viitor, în aprilie, o să avem un nou membru în familia noastră, Victor. Va fi o fată. What? Da. Bebelina. Iar acum, pentru a nu ne strofoca prea tare, vreau din partea voastră un nume, atenție, vă dau, restrâng zona, am și litera cu care începe, A. Un nume de ce? Practic, este Pavel, da? Okay. Vă dau și numele și acum prenumele îmi trebuie. Un prenume cu A, Victor, te pregătește. Aoleu Pavel. Prima fata lui Andrei Pavel s-a numit Aoleu Pavel. Nu, a doua fată. Bravo, Andrei. Bravo, Victor. Cine prima prințesă e Caroline. Carolin, așa? Da, e... Victor? Vei avea practic al cincelea copil. Da. Pua, ce familie mare. Mamă. Pun și Ana Maria. Ana Maria Pavel. Cornel? Nu știu ce vrei să spun Arabella. Am crezut că spui Antonia. Adriana, ce zici? Ce nume? Andreea Pavel? Băi! Și-a arătat spre fimea, bine. Andreea Pavel? Interesant. Marius? Alexandra. Alexandra. Pavel. Aleluia!
Ăsta e numele tău? Nu, da. Adică Pavel e numele meu. Zi. Nu, nu, eu nu zic. Nu, nu, mai, eu, nu mai, mai, eu nu mă implic. Mai e cineva? Tu? Deci, poți să pui în, Victor. În germană ceva, dacă. A? A? Dă-mi o secundă. Îți dau o secundă. Mai stai puțin că mi s-a dus pixul. Ia atât. Antonia. Na. Na, Antonia, na Cornel, na. Am înțeles. Am un singur lucru, Victor, pentru tine pleacă, rămâi și o să-ți placă. Așa. Perfect, avem aici câteva prenume. Băi, stai puțin, eu voi poate ați vorbit la început, că eu am venit zi. Până s-a făcut carnea. Până te-ai făcut carnea, da. Așa. Ăla e logo-ul tău de pe șapcă? Da. Tu l-ai văzut? Da, știu, foarte bun. Ați vorbit sau? E excelent, mă uit de la când am venit. Foarte bun. E bun și pentru lume atunci, că e tot cu A. Păi, A! Păi, deci bun, îl duce mai departe cu șapca aia. Da, da, păi, deci zic A, P, clar. Eu o să îmi permit și eu să zic unul. Da. Foarte bun. E foarte interesant asta pe care vi-l spun și este de altă natură decât ați dat voi, nu că n-ați fi avut probleme. Eu zic... Bine. Și noi am făcut ce am putut. Da, nu. N-avem. Fiecare după posibilități. Da. Câte rachete ai rupt, atât. Noi acolo se vede. Talent, da. Chiar așa mult. Atenție, avem Alma Pavel. Alma? Alma. Alma Pavel. De la ce vine Alma? De la Alma, Alma Mater. Ah. De la Almanach. Ceva clasic, ceva clasic, că dăm la brandenburgice, dăm un bac, la un, o orgă. Zine pe aia de Almano și Romina Power. Alma Mater! Și pentru că se apropie Sfântul Andrei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Perfect. Cadouri? N-avem, nu? Amazing. N-avem. Cine-i născut în ianuarie? Hai sus, hai sus, hai sus. Să ia paharul în mâna sa și până la fund, la fund să-l bea. Ușor. Fund la fund să-l bea. Ușor. Eu nu sunt născut în ianuarie, ce noi fac? Suntem septembrie și august. Ce mă? Septembrie ziua de nume. Aulă, tu când te-ai născut? Sunt mai. În mai? Dar, a, 24. Dar renviu mereu. Aulă, 25. 25? Hai, continuu, mai zi, hai. 24 mai născut în vime. 24 mai? Da, 25. 25 mai, mă. Mai avem ceva de făcut? Mai avem ceva, da. Stai că m-am... Ăsta e fără calorii. E doar cu zahăr, dar fără calorii. O să-l încerc? Doar dacă îți place. And when a hero comes... Și bineînțeles, la mulți ani și pentru fratele tău, pentru exact. Sfântul Andrei. Pentru că asta tocmai am stipulat, Adina, ori chestia asta. Dragii mei, multe nu s-au spus. Dar multe se puteau spune. Multe le-am lăsat pentru... Oh, yes! Acum, yes! Multe le-am lăsat pentru următorul... Ce-a fost, mă, acolo și eu n-am? Ah. Multe le-am lăsat pentru următorul pas al nostru. Stai puțin, eu de ce am doar o strofă? Oh, Doamne! Dar nu știu de ce râdeți, chiar are o strofă. Da, da, e aleasă bine de zi. Eu aș vrea să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați făcut îmbogățit viața foarte mult și pot să spun asta pentru că tenisul mi-a îmbogățit viața foarte mult. Eu nu port aceste rachete aici, în acest decor, numai pentru că mi-mi place tenisul, ci pentru că fiecare invitat care a venit aici a fost bombardat cu elemente de tenis. Pe Sore am pus-o să dea în am peste văzut-o, tot. Da, am văzut cu pe, rachete, pe Alina Eremia am făcut nu știu cum, pe... Și pe Bidman, și pe Micuțul, Micuțul zice, ce e? Deci pe toată lumea,
Pe toți am pus, ce să zic, de... Deci nu spun, pe toți am zis, măi, vezi că și tenis... pe Cătălin, eu am jucat tenis cu tigăile cu el odată la, la turneul, la, la BCR, la... Sau la... Scărlătescu. Da. Deci îți spun, toată lumea știe de tenis. Wow. Și eu cred că ce s-a întâmplat anul ăsta e doar încălzirea. Probabil că s-a terminat o etapă, dar începe alta. Ar trebui să facem un turneu demonstrativ în toată țara. Și chiar dacă... Și chiar dacă ni se va da un tenen de tenis. Dom'le, n-avem tenen, suntem strâmtorați, nu-i nimic. Noi... Deci chiar dacă... Chiar sunt dacă, curios acum. Asta. Dar lucrurile astea nu sunt așa. Sunt curios acum. Chiar dacă nu ni se va da de tenis. Noi avem de toate, suntem pregătiți. Apropo, știți de astea? Normal. Ce-ai, mă? Mendoaie. Voi știți de astea? Ce, pe bune? Dragii mei, ping pong, tenis, orice, cu o minge și un fileu, noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Nu mai încape asta, nu avem timp efectiv. Că au fost niște declarații aici despre Academia Horia Tecău, despre viața tumultuoasă a lui Andrei Pavel și despre... Te rog, nu. Nu. Despre aventura muzicală. Deci fiind aici, m-am uitat zilele trecute pe internet și am văzut, dom'le, hai să văd câte totuși duete are Cornel. Nu cred că a scăpat o femeie de la Andra, de la Irina Rimes, cu toate a cântat, mă, cu toate a cântat. Ultima întrebare. Știi că se mai nască în continuare. Și eu bine, dar nu cu, nu cu numele de familie Pavel, ok? Te rog. Așadar, anul viitor ne mulțim. Suntem mai puternici. Vine al cincilea copil în cadrul familiei Pavel și ne bucurăm foarte mult pentru asta. Dacă nu auziți de noi, anul viitor suntem plecați pe munte cu Horia, undeva în... Cort? Pus, într-un cort între marile canioane. Cum ar fi să mergem și acolo? Dacă auziți de Horia la știri, înseamnă că ne-a ucis, că ne-a săturat de noi și ne-a dat dispăruți. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple. Noi acum suntem la lucruri simple și melodia sună așa. Aoleu, când mâncăm ăsta? Mâncăm după aceea? E foarte simplă melodia asta. Eu mă iau tot. Mă te aud. Gustă din el. Asta fac. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa bine, bine, ca un fulg în palma ta pentru mine. Bine, Andrei! E! N-ar fi prea puțin. Bravo! Nu caut cuvinte grele. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu, yeah. E de ajuns doar muzica, e de ajuns privirea ta, Adriana! Lucruri simple voi păstra. Intermezzo! Ne vedem la meciurile demonstrative, toți patru, în toată țara. Până atunci, săptămâna asta care vine, 25-26, ne vedem la Sala Palatului, iar la capătul anului, pe 28-29 decembrie. La Sala Palatului din nou cu Mamma Mia! Noi suntem acolo! Mie-mi place orice zi, ar putea zâmbi dimineața. Horia vine chiar acum. Aha! Îmi place tu așa cum ești. Bine, bine! Când mă cer și când mă ieși. Și speranța că nu te vei schimba. Are timpul frumos de geam, are. Spune eu, da, 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 yeah!
nu caut mistere să le dezleg. Și Horia zice așa: nici după chimere nu vreau să aleg. Și toată lumea cântă cu noi, orice ni se aș avea, lucruri simple voi păstra. Eu și tu, mie de-ajuns doar muzica, mie de-ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Horia times two, na 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 na. Copii, acum să mâncăm tortul și să răspundem la următoarele întrebări. Care este femeia? Tu îți dai seama că aici suntem în cruce? Nu. Tu îți dai seama că suntem în cruce aici? Da. Ți-ai dat seama? Nu ți-ai dat seama. Doi care trebuie să se căsătorească. Doi. Iară trebuie. Exact. Nu ți-am spus, Andrei, că nu există un trebuie. Nu, 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 nu. Eu scot tot trebuie. Doi care se căsătorească. Și-ar dori exact să se căsătorească? Sau nu, nu știu. Și adică doi care... Hai să zicem, doi care nu sunt căsătoriți. Și doi... exact. Apropo. Și doi care iubesc ca niște nebuni. Vrei reghin? Vreau reghin. Foarte sportă. Asta nu a sportă. Asta nu a spus nimica. Ce mai cum să spun de asta? Deci, bă, nu mai e bine! Unu? Sunteți gata? E de mult, de mult!